Dragi oameni buni, astăzi ne uităm la partea Svetlanei. Eu credeam că o să fiu mai dur cu Svetlana, dar se pare că nu prea a fost cazul din punctul meu de vedere. Evident, ne conducem doar după ce spun oamenii ăștia. Putem să interpretăm, putem să credem sau să nu credem, dar doar după ce spun ei. Dați-vă rog un subscribe, că facem și noi vizualizări pe seama lui Dorin Galben. Un content, din punctul meu de vedere, un content de prost gust, dar mulțumim, Dorin, sperăm să nu ne dai strike, dar dacă ne dai, asta e. Dați-ne, vă rog frumos, un subscribe. Mua, veniți aici pe Twitch. Pup, pup, pup. Bună, bună. Avem oameni noi pe chat. Mă bucur. Mă bucur că veniți la la ceva educativ și informațional n-ați venit. Nu, e și bucuria mea că și eu mai fac niște vizualizări iarăși pe seama. Așadar, Sfeta o să crească iar în urmăritori. Doamne ajută, las să crească mai oameni în urmăritori. Important noi să nu creștem în urmăritori. Noi important să ne menținem acolo la... Că voi pe YouTube nu dați share-uri, nu dați... Haide băi, hai că o să pierdem timp, că aici ne durează mult atât nebuneala asta. Des intrem deodată. Dorin Galben, Svetlana Nic. Chitina răspunde la acuzațiile fostului său iubit, Patrick Hanganu. Nu fostul meu concubin se numește Patrick Hanganu. Până în ziua de astăzi chiar mă terorizează în tot modul posibil. Deci mă pândește, mă urmărește. Eu deja nu mai rezist. Mereu mă implica în... Îmi scrie cineva, poate ei l-au rugat să vină la el. Nu mă interesează deloc, pentru că e același lucru. Nu, de ce accepti doi oameni să vină să vorbească? Că băi, eu înțeleg oameni care vin și-și povestesc istoria de viață. Nici asta nu o înțeleg, e tot o chestie. Păi, e greu să spui că asta e educativ, într-un fel. Că vin oameni și spun că eu sunt, am stat în pușcărie nu știu câți ani și asta e istoria mea. Sau eu, aceste monologuri care nu sunt filtrate de nimic, adică e o istorie pe care vine un om și ți-o spune. Și e senzațional, tu iei numai istorii senzaționale, că evident că altfel n-ai să ai vizualizări. Și tu iei niște istorii senzaționale. Și tu din istorie un scandal între doi oameni care au un copil și care au devenit persoane publice în urma acestui scandal, unul mai mult, unul mai puțin. Nu știu, eu nu cred că eu acceptam pe cineva, ia ca pe stream. Să-l chem pe stream pe, sau să-l chem pe Svetlana pe stream, să-i discutăm problema. Mai degrabă chemam pe stream o persoană de la Stop Violență sau de la Femei pentru Femei să discutăm subiectul în sine, dar asta cu că ei s-au rugat să ducă la Dorin, clar că ei tot vor hype, păi ăștia nu-i diferit nimic. Acești și Svetlana și Patrick tot vor hype, se vede clar. Adică asta e părerea mea. Mereu mă implica în cheltuielile familiei sau dacă ne duceam împreună după producție, acolo deja vânzătorii ne cunosc. Ne spunea, o, mii de lei, uite, așa e bine când împreună facem, știi? Adică și eram nevoit să dau 500 de lei. Eu eram acasă cu burtică mare, uitam pe story să băiatul își petrece viața, cântă. Eu am impresia că asta e a doua profesie lui domnului video? Interpret. A doua profesie, cea mai fenomenală. De spus minciuni multe. Deci cât tare să mă preseze momentul ăsta financiar și îmi dădea de înțeles că trebuie să particip, că m-a obosit, că tot e scump și prea mulți hani trebuie la copil, la copilul lui, ți-a închipul? Deci bărbatul acesta... care eu am creat o familie și care eu am făcut un... Cum să fac skip la intro? Îmi trebuie intro. El îmi dă o leacă de putere să mă duc în acest content. Tu vrei să trec? El trimitea poze intime, gol, cu cucu gol. Și încă stătea și propunea pe Telegram că să vândă poza aceea cu 100 de lei. Îți dai seama? A, nu-ți place, eu spun. Își vinde poza cu cucu? Cât puteai să iei pe cucul? La mine, după cum a zis Svetlana s-a în sus, la mine pe cucul meu, maxim de un trolic. O să plec. La totul o să plec. A, mâncare răși, am să plec. Caldă, am să plec. A, tu vrei asta? Am să plec. Nu, eu am să plec. Alegi copiii sau am să plec? E că am să plec, am să plec, este deja insuportabil. Pleacă! El a văzut că eu încep să prind la curaj, a început. Ce să facă? Să mă lovească.
în capul meu, ăsta e el, este ceala bărbat, ceala fi ideal, care cântă despre omenii, care... Doamne ajută, te mulțumesc Domnului. E bună și asta, asta e un punct foarte bun. Asta cu cântăreț care cu mi-a dat Dumnezeu de toate și îl iubesc și îl respect. Oameni care cântă, mai știu, sorry, off topic, dar în topic, am mai auzit despre un, nu o să-i dau numele, un artist tot așa, consacrat, care cântă pe la anunț, oamenii și cu suflet și cu pace și cu dragoste de oameni și cu ta-ra-ta-ta, măsă. Omul trebuia să schidane tot blocul, schidaneu ca să fac, să-i fac curat în bloc, dă cuiva și fac curat în bloc. Și omul care cântă de omenii, care nu știu, tăți odat, el o schil, nu. El nu dă bani. Da, și omul cântă de omenii și de astea, el nu a vrut să dăi 40 lei pe lună sau câte acolo, 40 era, nu știu cum spune, 50 lei. Dar e om de omenii, tăți ăștia care cântă și soția și copii și femeia lângă mine. Astăzi la monolog veți asculta istoria Svetlanei Nikitina. Ea povestește despre relația sa cu interpretul Patrick Hanganu și spune că a venit aici ca să ofere o replică la cele spuse de tatăl copilului său și că el de fapt o... Dar nu știa că, nu, cum să ofere o replică. El nu știa, nu oferă replică la asta. Și spune poziția, nu-și spune replica la aia. Denigrează public. Asta la tine pe canalul a apărut o replică. Bine drept. Voi face un apel repetat. Priviți acest monolog ca oameni simpli. Nu vă transformați în procurori, avocați sau judecători. Însă înainte de a asculta istoria Svetlanei... Dorin, când îmi spui tu vocea asta care mă îndeamnă să... Frumos! Dorin, frumos spui! Frumos! Tu pentru asta ai chemat, nu? Ca oamenii să înveți o lecție, nu de altceva! Abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel... Faceți click pe clopoțel și ascultați istoria lui Patrick Hanganu cu Svetlana. Când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să îmi scrieți un mesaj. Dacă aici e posibil cu toate, cu cât mai multe traume, cu cât mai multe ceva, cu pălturi în cap, cu țâti în schinare, este cele mai bune, dacă puteți scrieți un mesaj. Dar băi, nu susțin genul ăsta de content senzațional. Nu pot să-l înghit, mai există cineva care face așa niște interviuri de astea cu băi, cu oameni care cu multe probleme și își întreabă, nu știu cum, și cum, simți că mori de foame, simți că nu mai poți, că vrei să-ți iei zilele. Intervievatorul întreabă asta, nu e ok. Și am văzut și un articol de la jurnaliști independenți, ceva, o asociație de asta, care spune că nu e ok să, ca jurnalist, să caut senzaționalul în halul ăsta. Și în cazul de față, e o căutare de senzațional care nu respect genul ăsta de content. Mă uit, nu respect. Pe Instagram. Vă mulțumesc. Sunt Svetlana Nikitina și am 36 de ani. Hai să dăm pe rapid. Sunt din orașul Chișinău. Și am venit aici... Nu ca Patrick, țăran, asta au vrut să spună. Aici să vorbesc despre istoria vieții mele, despre familia, care eu credeam că este familie, care a durat doar 3 ani și jumătate și avem un copil comun. Deci fostul concubin, până în ziua de astăzi chiar, mă terorizează în tot modul posibil, prin mesaje, cuvinte urâte, prin denigrarea imaginii mele, în online, în Instagram și în toate rețelele de socializare. Deja durează coșmarul acesta jumătate de an. Deci mă pândește, mă urmărește, eu deja nu mai rezist. Eu am venit aici să spun adevărul meu și deja publicul va decide a cui latură să fie, dar eu nu merit atâta denigrare. Eu citesc fiecare comentariu. Și în TikTok, și în Instagram, și Facebook, totul citesc. Acolo nu este despre mine. Fostul meu concubin... Da, oamenii în general nu merită să fie denigrați sau jigniți sau merită să fie criticate, poate, acțiunile lor. În general, da, să jignești oamenii nu-i bine. Te numește Patrick Hanganu și avem un copil comun. În mediul online, unde a provocat bullying asupra mea și a început foarte multe comentarii. Vezi, am o problemă că eu nu am urmărit către ei, mai trimiteau oameni stories dintre ei. Stories ale lui, stories ale ei. Stories și n-am urmărit niciodată. Cred că m-am uitat la un stories, două, din zecile care mi-au fost trimise. Și nu le știu istoria din stories, știi? Și vorbe urâte către mine, prin dreptate, eu nu merit astfel de comentarii și astfel de judecată. Persoana dată a greșit foarte mult.
în fața mea și în fața copiilor mei prin agresiune. Eu tare sper să-și asume și Svetlana niște, ar fi mult mai matur decât Patrick dacă și-ar asuma și ea niște greșeli în cuplu, nu altceva. Fizică și verbală. Și el a ieșit special cu lacrime și cu bocite ca să demonstreze. Dar de unde mai știe? Stai că nu înțeleg, de unde știe? Doar asta a fost făcut, cum adică, eu dovedit să vadă, ca? Cum asta? De pe stories. El nu este vinovat. Doar că eu am venit aici să fac o dreptate către mine. Eu am obosit să îndur minciunile acestea online și toată agresiunea lui el până acum, el pe mine mă pândește și mă terorizează. Chiar până în ziua de astăzi, când eu trebuie să vin la interviu la domnul Dorin Galben, el mi-a făcut... Da, a trecut, mai râd și acum. Când trebuia să vin la domnul Dorin Galben, dar domnul Dorin Galben e în față, nu? Adică da, el e acolo. Trebuie să vorbesc la persoana a treia, ca și cum noi nu știm. Obstacole că să nu ajung. Prin a chema poliția la ușă, mi-a stresat fata mea mai mare, mi-a stresat Bona nu vrea deloc să interacționeze. Băi, dar ca să facem, o retrospectivă. Noi ne-am uitat data trecută la Patrick Hanganu, pentru cine n-a văzut. Patrick Hanganu, evident, a încercat să pună într-o lumină bună, să se autopună într-o lumină bună. Foarte multe lucruri de acolo nu le cred ce spunea el pe acolo cu, dar nu, eu numai așa am împins-o, numai așa am făcut așa cu degetul. Foarte multe lucruri, pentru că e clar, ei vorbesc din punctul lor de vedere, încearcă să se arate frumușei. Și de regulă, știi care e faza? Că de regulă ultimul cuvânt câștigă. Dar bun, în cazul de față, ea nu a văzut ce a spus Patrick, deci nu o să aducă neapărat contraargumente la ce a spus Patrick. Da, nu i-am luat apărarea lui Patrick, nu l-am, adică în unele momente îl condamn, îl judec, cum ar spune Dorin Galben, că nu se poate. În unele momente l-am crezut, în sensul în care mi-a spunea acolo că și iubești copilul și nu știu și chiar cred. Dar au fost foarte multe în legătură cu partenera pe care le spunea și nu le credeam și nu le cred în continuare și aștept să văd ce cred aici și ce nu. Aceste păreri ale mele sunt doar ale mele și nu înseamnă, mai ales, trebuie să înțelegem o chestie. Oamenii spun efectiv ce vor ei. Deci acești oameni și Patrick și Svetlana spun efectiv ce vor ei. Ei nu-s față în față, nu dezbat, nu poate să vadă lumea că unul poate să mintă, celălalt nici nu știe că aici minte. Unul poate să așa, celălalt nici nu așa. Deci nu. Practic e un nonsens să faci genul ăsta de content, dar pentru că publicul iubește sângele, ne uităm la asta și încercăm să analizăm doar ce spun aici. Tăneză cu dânsul pentru că se teme. Am plut coridorul cu polițiști, eu nu puteam să ies să vin la interviu. Asta m-a făcut să apelez la poliție și eu, ca să mă protejez. Să-mi caut un avocat ca să mă protejeze, pentru că eu am văzut că situația a ieșit foarte tare sub control. Dar totul a început foarte frumos. Așa credeam eu și așa demonstra Petru. Hai. Prin foarte multe... Petru, măi, ați înțeles, până la urmă e Petru, nu-i Patrick. Că eu aveam dubiul ăsta. Zic, băi, ce nume, Patrick? Așa credeam eu și așa demonstra... Ne vom uita și la Morari și Năstase? Nu, evident. Cine sunt oamenii ăștia? De ce ne interesează Năstase și Morari? Demonstra Petru prin foarte multe fapte. Deci omul acesta a făcut multe fapte care nimeni niciodată nu a făcut. În foarte scurt timp și foarte mult mă grăbea să fim împreună, să fim o relație, mă grăbea foarte mult ceea ce pe mine mă făcea să mă gândesc. Dar unde noi ne grăbim? De ce? Eu am doi copii. Mine, pozele cu copiii, cu prima mea căsătorie, este pe Google, este pe Facebook, pe Instagram, deci... Pe Google? Dar domnița era persoană publică și domnița că nu știu. Totul este la vedere. Adică persoana, când mă curta frumos, cunoștea toate detaliile despre mine. Asta e imposibil să nu știi. Știind că el este mai mic cu 9 ani pe mine, asta m-a uimit. Zic, nu, zic, te rog. Deci, pentru mine în viață a fost foarte important ca bărbatul să fie ori de vârsta mea, ori cu 5 ani mai mare. Deci aproximativ cu 5 ani mai mare, eu mereu așa mi-am dorit. Și când am început a primi niște semne de curtare din partea lui Petru Hanganu, pe mine asta a început să mă sperie și eu am devenit cu vorbe către el și la mesaje nu-i răspundeam și spuneam că uite-te, te rog, uite, nu mă grăbi, lasă să deruleze, cumva, dă-ți fi un prieteni. Mereu îi propuneam, uite, avem o diferență mare de ani, eu dețin doi copii, eu sunt foarte conștientă, eu pe viitor vreau o familie frumoasă, puternică, unde să mai fac un copil. Și când am spus fraza aceasta pe el, l-a iluminat așa de tare, așa cu un zâmbet frumos. Tu mai vrei un copil? Da? Băi, hai să facem. Uite, eu vreau să fac cu tine o familie. Atâta-i trebuie. Și cum a spus și Patrick, uite, ni se leagă unii lucruri. Cum a zis și Patrick, eram foarte îndrăgostit, vroiam copil cu mei pe care am cunoscut. Acum facem și copil. Da, vrei și tu copil, dar și eu vreau copil. După două zile de întâlnire. Eu sunt gata. Zic, tu nu ești gata, tu ești mai mic ca mine, cu 9 ani, asta e imposibil.
Zic eu, nu, eu și așa n-am încredere în bărbați. Unde încă am, tu trebuie să mai te dezvolți, trebuie să mai crești, trebuie să mănânci, să strigi, da, deci nu cred că poate să aibă un viitor relația noastră. Cum și-am zis, istoria la noi era frumoasă, de iubire, datorită lui. Deci, relația noastră s-a întemeiat prin faptele care le făcea foarte abundent către mine. Și eu nu înțelegeam de ce, pentru că atunci eram preocupată și eram într-o relație de aproximativ un an, unde noi trebuia deja să întemeiem o căsătorie. Deci, pe atunci, iubitul meu deja gătea inel de căsătorie și trebuie să mergem la alt pas. N-am înțeles, stai ce? Unde Petru Hanga nu cunoștea despre această relație și mereu îmi spunea că cum așa? Ești ce spart, eu pe cine te iubesc? Eu pe cine te iubesc, eu fără tine nu pot. Eu fără tine bombănic. Cu Gheorghe, aha. Dar stai că era relație și îi făcea avansuri. Nu e ca și cum îl judic pe Patrick, m-am băgat la rândul meu în relații, nu asta zic eu. Dar ea avea relații și... Ca? Băi, Gheorghe, dă-mă mamă după Gheorghe. Cel mai tare în viața asta, eu mă tem că să nu te pierd pe tine. Și plângea foarte tare, plângea. Și el știa că eu sunt în relația aceasta. Și eu acolo aveam conflictele mele, unde trebuie să punem oarecare etapă, punem punct, ori mergem mai departe. Adică noi aveam acolo, eu eram preocupată. Persoana dată, Petru Hanganu, știind că eu dețin o relație, a început foarte activ să mă curteze. Îmi lăsa practic fiecare zi bombonile pe mașină. Pe atunci aveam Range Rover Evoque și era iarna. Da, era iarna. Și eu când ieșeam din casă, îmi duc copiii la școală și să merg la lucru, găseam două bombonile pe mașină. Ce drăguț! Ce drăguț, măi, acest Patrick! Bombonele pe mașină, bravo! Erau înghețate, încă erau ninse și eu mă uitam, zic, ce acolo pe mașină, nu înțeleg. Și îi spun, Evi, nu înțeleg ce am pe mașină. Zic, păi ești, uite, oprește-te. Și eu încă am și ce am acolo, da, uite. Poze video pe atunci, eu făceam, că eram impresionat, ce asta, ce se întâmplă. Mă parcam pe dreapta, mă uitam de bomboane. Începem să eu, el îmi făcea gesturi de acestea, că eu exist, eu sunt bombonica în viața ta. Oriunde nu te întoarce, eu o să fiu lângă tine. Sunt bombonica în viața ta. Așa. Te urmăresc. Deci, fie mea, cum eu să nu am așa femeie ca tine? Cum? Eu pe tine te iubesc foarte mult. Cum să nu crezi în așa cuvinte? Cum să nu crezi în așa gesturi? Bine, bombonele ca bombonele. Ușor. Zic că pentru mine era straniu, ok, este un pic copilărește, dar zic, ok, nu pot să judic. Fiecare se manifestă iubirea și dragoste în modul... No, măi, Svetlana, îți plăcea ce erai, da. Clar că e, da, e un pic așa. Dar nu știu ce să spun, e stalking, e stalker dacă faci, nu știu. Că-s drăguții pe care le faci, cum spunea și Patrick, fluturași în stomac, bagi bombonele, faci bombonele. Poate, și eu cred că și ei îi plăcea. Cred că asta o atras-o într-un fel. Sau și zic că, ok, bombonele, ok. Și vedea că nu poate tare să mă impresionezi și a început buchete de flori. Dar niște buchete, dar mari, frumoase, într-adevăr, foarte frumoase buchete de flori. E opriță asta cu buchetele de flori mari, frumoase, mari! Mari, un buchet mare, cât de romantic, buchet mare de flori. Vine la lucru zi de zi, chiar și de două ori pe zi. Se făcea griji dacă eu mănânc, dacă mă simt bine, dacă te ajut cu copiii să eu să-i duc. Sigur că pe mașina mea să iei să ducă copiii, să iei la Range Rover eu pe ea. Și în drum când îi ducea pe copiii să o lua, el mereu intra în vorbă și începe să-i câștige încrederea. Da, mă regăsesc, da. Bineînțeles că asta am făcut și eu, exact așa. Nu știu dacă, adică am mers cu mașina ani, dar nu știu dacă făceam asta. Cred că prima dată am dus-o pe Amelia cu mașina mea totuși. Bine, asta e, tot a fost un semn de întrebare. Ce grăbește așa lucrurile? Și da, mă gândesc acum că domnițeana tot are mașină mult mai. Adică eu nici n-am mașină, ca să înțeleg. Domnițeana are mașină, serios. Am cunoscut-o de o lună. De ce? Bărbatul grăbește lucrurile, nu înțeleg. Apoi am înțeles. Deci eu am văzut atâtea curteri și m-a impresionat foarte mult și mi-a câștigat încrederea. Și am zis că atât. Încerc să fim într-o relație. Doar că am pus punctul la relația aceea. Desigur că omul a suferit, m-a căutat foarte mult. Gheorghe. Dar că Petru în batjocuri, parcă era un câștig pentru el, nu știu cum așa, spune că eu sunt șmecher, eu am câștigat trofeu. Bă, bunica, înțelegi, ești un trofeu pentru mine, ești un trofeu. Ești un trofeu. Da, Dorina, eu sunt trofeu. Cred că trebuia să fugi atunci, domniță. Cred că trebuia să fugi atunci. Pentru el, asta a fost o luptă, o muncă, o întrecere. Nici nu știu ce să cred. Pentru mine era groază. Eu zic, ce vorbim? Și am început să văd un pic dezechilibru acesta emoțional din partea lui. Că a fost, câștigat. Eu nu m-am simțit bine. Zic, bine, Dumnezeu cu relația ce, poate într-adevăr, dar nici cu tine nu vreau să fac o relație, pentru că ceva nu e regulă. Prea tare grăbești lucrurile pe mine, asta foarte mult mă spare. Și când a văzut că eu un pic să încep să dau în urmă, el a început deja cu cadouri mai scumpe. Mai scumpe deja. A început să îmi cumpere... Ce?
încălțăminte, dacă știam lui în care costă 650 de euro. Nu, măi, dar ce e asta, măi? Patrick, ai căzut prada unor stereotipuri imbecile cu care încerc să lupt de atâta timp eu și vă îndemn și pe voi să luptați cu căcările astea. Dar nu e că e imaterialist, adică clar îți dă cadou o pereche de încălțăminte. Eu înțeleg pur și simplu și în capul lui, că în capul lui așa se cucerește o femeie. Dă-i cadouri scumpi și o cucerești pe femeie. Că acum n-accepți, dar poți să nu accepți, într-adevăr poți să nu accepți când nu vrei nimic. Dar acum nu știu dacă chiar nu voia sau... Dar ce... Stați cu cadouri scumpe. După eu rămâneam șocat, zic că spun, te rog, dar de unde e încălțămintea asta? Îmi făceam griji, aveam dubii un pic. Dacă nu le-a luat la cineva, știi? Adică eu ca femeie mă gândeam de strategie, dar nu cumva ai luat la cineva, dar nu cumva tu cânti pentru ceva, adică poate gratis, poate pentru flori, poate cânti pentru păpuci, că este sume enorme, da? Bine, eu sunt obișnuită cu să investesc, pentru mine să investesc în încălțăminte, gest familie personal. Deci a fost gesturile în continuu. Fiecare săptămână eu aveam careva surpriză. Restaurante scumpe, încălțăminte, continuau florile, flori mari și mici, mâncare zi de zi la lucru, un an de zile. Băi, câte cazuri, cum se întâmplă asta la ordinea zilei, peste tot? Asta nu, că sunt doi oameni care au scos asta în public, dar se întâmplă la o sumedenie de oameni cadouri scumpe. Un an de zile, fiecare zi mi-aduce mâncare. Și îmi spunea la care local prefer. Eu spuneam, uite, uite, eu aș vrea o zeamă, o plăcintă, dar zic, nu te deranja, uite, mi-aduce atât, eu pot să-mi fac o oră liberă să mă duc singurică să mănânc, pentru că restaurantul este lângă mine, la serviciu. Nu. Ești ai albinuța mea și lucrează. Ești lucrează albinuța mea. lucrează, că pe urmă de la tine e o ruble. Lucrează albinuța, lucrează, las că aduc eu. Iubesc, Doamne, eu când văd cum tu lucrezi, eu mă îndrăgostesc de tine fiecare. Da, e cadouri scumpe și Cătălin cu tricou cu mai mult de 4 găuri, da. Azi cu bicicleta prin oraș, mâine cu trotineta, mașina... N-am avut niciodată. Bă, mânica, eu știu de tare te iubesc, Doamne, eu când văd cum tu lucrezi, eu mă îndrăgostesc de tine fiecare zi, mă îndrăgostesc. S-o strădit foarte mult să-și obțină trofeu, cum și-mi verbaliza că eu sunt un trofeu pentru el, pentru că a fost greu. Și așa îmi spunea, bunica, tu știi și de greu am trecut ca puțin să câștig, tu n-ai idei. Asta fiind la o nuntă, la o prietenă de-a mea, unde am prins buchetul și el mi s-a distrat. Dar cred că poate oamenii au și preconcepții, poate sunt unii care îl apreciază mai tare pe Patrick, poate, sau sunt unii care sunt mai, nu știu cum, să ia apărarea femeii agresate, ce e normal să fie. Dar eu nu, eu sunt obiectiv, pentru că nu mă interesează deloc Patrick Hanganu, nu mă interesează, ca să înțelegem, mișcarea feministă în general, un bine comun, un bine pentru toate femeile pe planeta asta, eu pentru asta lupt. Asta nu înseamnă că nu există femei pe care eu să le consider într-un fel sau bărbați pe care să-i consider de treabă sau nu știu ce. Că e așa, de exemplu, Victoria Fortuna. Nu am ceva cu femeile în general, dar Victoria Fortuna nu știu ce să zic. Duci prinde buchetul, zic, pentru ce? Atunci era așa, o scurtă durată, era o jumătate de an. Dar eu deja luam relația în serios și... Deci, iarăși, eu vorbesc cu el, zic că eu, dacă doresc să întemeiez o familie, eu vreau serios să fie. Vreau să respectăm valorile, să fie o cerere de căsătorie, să fie nuntă, să facem copil frumos, ca să deruleze relația frumos, chiar și în sarcină. Da, sigur. Așa să facem. Măi, tot ce am auzit de la oamenii ăștia până acum, atât e atât de... E că dacă aduni stereotipurile într-un carnețel și le scrii și le dai un... lași un carnețel unei noi generații, știi? Și lași carnețelul și spun, e că dacă ați vă... După carnețelul ăsta luați-vă. Și după carnețelul și ăla o mers. Cadou scumpe, trebuie căsătorie, copii, trebuie... Mi-aduc mâncare, flori frumoase, buchete de flori. Eu îl întrebam de unde. Deci era ok că iei pantofi și ești, înțeleg cumva? Unica, cum spui? Deci pe atunci el nu ieșa din cuvântul meu. Eu cum spuneam, el zice, da, sigur, da, facem. Facem, Românica, cum zici, cu tine, nu vreau să pierd nicio secundă. Bine, și deja nici nu observam că trecea deja 3 luni, 4 luni, la care am fost la ziua lui de naștere și m-a prezentat deja la prieteni și la prieteni chiar și de vârsta mea, foarte frumoși prieteni cu familie, cu copii, adică așa de bine m-am simțit în cer cu ceală. Noi am făcut la un local, nu ți-am minte costumește. Și contează. Acolo am avut prima noastră poză, unde a apărut pe Instagram, cineva de acolo din oaspe s-a mai postat, deja au început oamenii să se afle de noi, dar că așa, pe ascuns. El mereu îmi spunea că vreau să te pun pe Instagram, vreau să te fac stories cu tine, dar eu știind cum reacționează noi publicul Moldova, că zic că ea că a luat-o cu 9 ani mai mari și cu 2 copii și... Deci, uite, haide să vedem... Stop! Stop! Noi am văzut altceva, spunea Patrick Hanganu. Cine credem acum? Dai, poate zici mai departe. Cum derulează relația noastră? Dacă la noi se tocmește o relație serioasă, noi formăm o familie, facem o căsătorie, frumușică, micuță, zice că în genere vreau doar o ședință foto și să ne ducem undeva la mare, adică să fie a nostru, frumos. Da,
urăsc, nu înțeleg. Mi pare că cea mai oribil în viața asta să fii mire, sincer. Cel mai oribil în viața asta să fii mire. A doua zi, Patrick Hanganu. Bună seara, dragi oaspeți, pentru mirele nostru, haideți! Eu sunt mire și... Să-ți spun, eu nu vreau nuntă. Bine, dacă nu vrei nuntă, uite, desfacem în doi. Dar să fie așa cum trebuie. Adică, da, bine, am dat înțeles că... Pe timpul urmează, da? Să am înțeles, când vrei tu, da. Nu că eu să mă cer, să zic, hai când mă cer, nu care. Nu, adică ca să înțelegi, eu nu judec oamenii, iarăși, ca să fie foarte clar de limitare. Eu nu judec oamenii care cad în capcana stereotipului și că, da, trebuie, așa cum trebuie. Nu judec oamenii ăștia, judec întreaga societate care au creat o normalitate din asta și o promovează în continuare ca pe o normalitate. Nu, dar cum? Dar și nu trebuie numai decât, nu? Și copii trebuie numai decât. Tot trebuie să fie corect cu asta, că oamenii, într-adevăr, cazi în plasa stereotipului, că asta facem cu toți. Suntem influențați de lumea exterioară. El înțelegea foarte bine, el spunea, dacă ți cer acum, adică iau glume pe tema aceasta și eu undeva zic, știi ce face, lasă mâna bărbatului să decide, să facă, nu trebuie să-i dictez chiar tot clasul. Da. Deci m-a curtat foarte frumos, făcea totul, ce doresc eu, mi-a arătat toate modurile posibile, că este îndrăgostit peste măsură și nu vede viața fără mine și iubește copii și este gata să trăim împreună, ceea ce eu am zis că uite să vedem cum derulează situația și deja doresc ca familia noastră să fie publică, că asta e ceva normal, tu ești un public și este frumos să fii un exemplu pentru că tu cânți la oameni care au valori importante în viața lor, ceea ce ține de nuntă, cu mătărie, botez, deci haide să, prin prisma exemplelor tale, să arăți că și tu respecti valorile acestea. Tradițional. Dar stai, adică acum deja tu spuneai că vrei ca el să posteze. Nu înțeleg unde s-a pierdut asta. Cu cine până la urmă a vrut să posteze și celălalt nu a vrut? Da, eu am avut o barieră că el este interpret și în genere interpreție este greu. Pentru că da, să spunem popor că nu sunt fidel și așa mai departe. Și eu pe ce muzică se aude acolo pe fundal, tot nu înțeleg. Pe mea am simțit asta că n-am avut sărbătoare. Deci persoana care oferă sărbători la alți oameni, eu ca femeia lui, ca potențială soție, n-am avut nicio sărbătoare în casă. Cele din căsătorie eu totuși n-am primit, dar începând cu a doua lună, persoana foarte mult mă grăbea să facem copil. Zic, stai un pic, copilul singur alege părinții, el trebuie să vină singur. Să când trebuie noi nimic să ne grăbim. Ce? Tu ce nu vrei copil cu mine să faci? Tu ai spus că mai vrei un copil. Da, eu vreau familie, vreau bărbat mai întâi. Întotdeauna știu că eu vreau bărbat. Pentru mine asta era important. Eu vreau bărbat. Pentru mine deja am început să nu contează că avem o diferență de vârstă, pentru că eu am foarte multe prieteni care au cupluri frumoase și familie cu diferență de vârstă. Și eu am zis că, zic, uite, lasă-mi voia Domnului, ce să grăbim lucrurile? Deci a fost tot un pic un semn de întrebare, de ce bărbatul mă grăbește să faci un copil? Eu retrăiesc, eu și așa aduc doi copii. Da, eu cred că asta ce spunea Patrick Hanganu, că e îndrăgostit și el voia cumva să țină femeia asta lângă el prin orice metode și lui și îndrăgostit fiind și voia copil. Mă, că nu știu ce a experimentat până la vârsta lui atunci de 23 sau cât avea el, cât o el că avea. Adică el l-a simțit fluturașii și dragostea și mai ales că el își pune în plan că vrea și copil și acum i s-a alineat lui stelele în capul lui că el vrea copil. Încă trei? Și zic, Doamne, încă trei? Ia să te ajut, tu n-ai să lucrezi, eu să fac totul. Zic, da, dar... Lunde, am și eu niște cerințe în viață, am și gusturi bune și, mă rog, lucrul meu, venitul meu financiar tare depinde de prezența mea la serviciu. Eu dacă sunt prezentă la serviciu, atunci eu am posibilități și pentru mine și copiii mei, dar dacă eu lipsesc de la lucru, atunci se duce în minus. Și ca orice femeie, orice mamă care are copii, cunoaște că să faci o sarcină, să o duci o sarcină, astea sunt niște stupări din afacere. Și cum a fost convingerea să facem copil? Așa. Foarte insistent, până că îmi desena burtica virtual. Hai că așa, bă, Monica, dar când ai așa o burtic frumos? Că așa o burtic frumos, când ai să ai? Măi, un copil de 23 de ani. Un copil de 23 de ani. Bă, Monica, așa o burtic. Să cred că lasă, băi, domnule, o să fie bine. Ce, nu trebuie să facem alții momente până la sarcină. Asta e cer de căsătorie, asta e o cununie este importantă și nu trebuie să facem. Dar are sens, știi un pic că acum nici eu să nu fiu un nebun ăsta care stop stereotipurilor, stop la știință și lumea. Care un sens asta cu întâi căsătorie, pe urmă întâi cerere, pe urmă căsătorie, pe urmă cununie? Doar că e făcut așa ca pentru... Nu vreau, Doamne ferești, nu vreau să jignesc, dar e făcută ca pe înțelesul tuturor, să fie pe înțelesul tuturor. Întâi ai cerut-o de soție ca și cum hai să ne vedem amu cum ne simțim. Și
Timp de o leagă de timp, îți dă un pic de răgaz în care voi iarăși mai continuați. Cum hai să facem nunta, hai așa, mai dăm așa o piocununie sau când să faci nu știu care după care. Ca pe urmă când ajungi la copil, ca și cum ne-ați avut un timp petrecut împreună, ca pe urmă să faceți copil. Adică are un sens, are o noimă toate stereotipurile astea. Doar că asta e problema mea cu el, e că așa trebuie. Nu, trebuie să petreceți timp împreună, trebuie într-adevăr să fiți siguri că vreți un copil, trebuie să vă asumați niște responsabilități și așa mai departe. Într-o ureche. Da, să facem. Zic, păi, ok, nu grăbesc lucruri, zic, omul știe ce trebuie să fac, mai ales că omul este în sfera aceasta, cu nunți, cu mătrii, știe 100%. Zic, nu mă implic, adică nu dictez, vreau totuși să mă poziționez ca o femeie, nu ca o mamă, da? Adică să dictez. Și trece deja jumătate de an. Țar, burtica nu vine încă. Ce? Pe ce dată la tine acolo sunt zilele cele femeiești? Zic, păi iată, s-a apropiat. Of, poate n-a venit. Poate n-a venit zilele acestea. Zic, de ce? Eu te-am visat că ești sărcinată, știi? Asta înseamnă că zine sărcină. Mm-hmm. Apoi e... Era când cu Steve, l-am pus o dată. Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы, если услышишь шаги, делай мне зигзаги, убеги. Îmi spune că altă lună trece. Și se dezamăgea când venea zilele acestea, femeile știu despre care zile. Zicea că, bine. Crede-mă că și bărbații. Da. Știm și noi. Da, altceva, îți închipui Patrick Hanganu. Cum urmărea el zilele cele, era... Patrick Hanganu când vedea că zilele alea era... Da. La luna viitoare, precis, mama mea ce este sărcinată. Și așa, așa sunt de fericit, așa să fiu cel mai fericit bărbat în viața asta dacă tu ai să-mi adonezi un copil și dacă să fie un băiat. Doamne, lasă să fie și o fetiță. Dar dacă să fie un băiat, eu să cred că așa pe palme. Eu tot să fac pentru dus. Totul. Tu nu mă spui. Asta, totul fac. Sarcina nu vine. Și... De-i bun. Eu tot să fac pentru dânsul. Tu nu mă spune. Pietru a început să se enerveze. Cum așa? Eu lucrez la proces, atâta mă strădui, mă chinui, mai nu știu ce și nu este. Ce se întâmplă? Măi, fat-o! Eu îmi fac treaba și așa. Nu știu ce. Nu știu care sunt principiile lor de acolo. Dar măi, fat-o! Tu mai... Eu... De ce stai la că de ce asta? Eu ca actor vă dați seama că... Ieși! Sunt receptive. Îmi place urma mea și spune, tu bii contraceptiv. Zic, nu bii eu în viața mea, n-am bucat contraceptiv. Pentru ce? Eu știu cum... Adică, na, nu bii eu pentru ce? Nu sunt tare bune pentru o femeie. El o bănuia ca și cum că ea bea contraceptiv. Și nu mă credeam. Și a început deja să verifici în geantă. Chiar l-am prins. Zic, ce faci tu acolo cu geantă? Nimic, vreo câteva ori, nimic. Zic, nu-mi place lucrurile astea. Și ok, bine, zic. Mai eu repet, eu asta vă spun vouă. Patrick, de asta el nu înțelege ce face greșit. Pentru că el e un boț de educație stereotipică. Un boț! Nu numai Patrick, iarăși nu vreau să suni ca și cum... Sunt o sumedenie de oameni și pe care eu îi văd mai dinainte. Nu trebuie... aș spune și acum nume de persoane publice pe care îi văd boțuri. E că și au luat boț de stereotipă, îi luat încleiet, stereo, adică tot așa un boț frumos. Și bărbatul și făcea grijă, de ce, cum e ăsta? Dar poate femeia ia contraceptiv. Dar nu-i mai bine să fii pe, adică să ai încredere, să întrebi, să nu știu, îți pare ok, dar dacă femeia ia contraceptiv, tu ce mai vrei? Tu care e reacția ta mai departe? Pe urmă zice că Monica bea contraceptiv, așa? Zic că nu. Monica. Cum nu? Dar păi este straniu, cred că... Adică noi suntem împreună și... Și eu de când tu performez? Adică noi... Da. Unde? Nu zic că nu înțeleg. Poate eu nu pot face copil. Adică el de dânsul zice. Zic că nu prea de grăbit. Oamenii câteodată trăiesc și 3 ani, și 4, și 5, și vine de la sine, natural. Și un pic așa ne-am înțepat. Adică un pic m-am contrazis cu el. Și în general m-am expus că mă deranjează presiunea asta deja, sincer. Da, și asta, măi, pe subiectele astea, să ai contraziceri pe subiectele astea, mi se pare cel mai... Uf. Încep să mă deranjeze. Adică, în baza la ce noi acum să facem copil? În baza la ce? Noi nu suntem nici căsătoriți, nici cununați, noi nici nu trăim împreună. Nici nu trăim împreună, eu atunci trăim la mine. Iar acum și-ați povestesc cum o cunoșteți copiii mei, asta în genere. Caz aparte. Yeah. Astăzi Evelina spune, mamă, și nu uiți cum să spui cum a pătrânut la noi în casă. Și da, în mod asistent, îmi scuturaie ca așa geanta mea. Tu bei, da, asta ce? Da, asta ce? Tu bei contraceptive, tu bei pastile, cele care special sunt prin sarcină. Asta e imposibil atâta timp, eu o să mă strădui, noi suntem să dezim împreună și sarcina încă nu vine.
Zic, și un pic aici așa, un moment care eu asimilam și vrem să fac o concluzie, dar începe să mă respingă deja. El când simțea că eu încep să mă îndepărtez, încep să respingă, pentru că eu cunosc un pic manifestul și eu cunosc un pic psihologie, un picuț, dar e până mă ajut. Măi, am fost off topic. Am fost la psiholog și îi spuneam și eu asta. Zic, băi, eu am o chestie, am o fixație pe care, da, pot să vă spun și vouă fără niciun stres. Observ lucruri la oameni și zic și psihologul, zic, băi, dar înțelegi că și asta mă stresează. Fiecare al doilea om, dacă nu chiar fiecare om, îți spune că, băi, eu pricep în oameni. Eu pe oameni îi văd eu deodată. Eu la oameni mă pricep. Eu știu cum el, dacă o leacă, eu știu. Măi, fiecare om se crede psiholog. Fiecare sau mai mult de psiholog, crede mentalist, măcar un pic, dar se crede, măcar o leacă de mentalist, dar tot ești. Eu mă pricep la oameni. Măi, umor. Aud fiecare al doilea, nu știu, ca eu, de exemplu, am despre cineva o părere că e cam bătut în cap, de exemplu. Și-l văd pe acel om pe care eu îl consider un pic bătut în cap, el îmi spune, eu la oameni tare mă pricep. Și eu să, ok. Nici nu mai permit să mai spun și eu asta. Eu, nu știu, mie îmi pare că eu am mai dezvoltat chestia asta în facultate, când trebuia să observăm, trebuia efectiv să observi lucruri, să observi ca pe urmă să le aduci în scenă, observate de unde pornește sămânța, adică când faci și o parodie, trebuie să înțelegi nu cum vorghești el, dar și simt el înăuntru, cumva din asta cred eu că am dezvoltat. Dar fiecare a doilea, eu un pic mă pricep. Foarte bun, chiar dacă am așa probleme în ziua de astăzi, dar totuși mă convinc că intuiția mea a fost cea mai bună din toate. Da. Și iarăși a început Flori. Și cerea, apropo, cerea scuză foarte des. Scuză-mă, te rog, nu știu ce era cu mine, dacă sunt prea gelos. Și urma iarăși buchete de flori, cadouri, parfumuri. Bravo, frumos asta, că îți ceri scuze, na, dacă într-adevăr îți vezi bârna din ochi. Nu mai știu, la copii cu ceva mai făcea gesturi, îmi făcea mâncare foarte des. Am sperat că era un pic neclarități, el făcea gesturi foarte mult, frumoase. Vezi unde spuneam eu că-l cred, Patrick? Vezi unde spuneam eu că-l cred? Exact ne spune și ea același lucru. Deci mă pricep o leacă la oameni. Chiar eu consider că exact. Și o să vedeți acolo unde nu mă pricep, că am auzit, ne-am mai spus, că am auzit că acolo unde spuneam că nu-l cred, Patrick, în continuare nu o să-l cred. Gerate. Și adică asta pentru o femeie să pune o pânză la ochi. Da. Și tu zici că da, într-adevăr, da, emoții, zic, da. Retrăiești, poate, da. Nu știu, și vrea, mă rog, îl iertam. Se întâmplau momente când eu obuseam de totul și nu știam cum să procedez, să accept relația, să o continuăm, pentru că insistența lui pe mine mai respingea. Era prea multă dragoste, după părerea mea, și emoții, și cuvinte, și cadouri, și flori, foarte mult. Și zic, stai un pic să iau o pauză să mă gândesc că sunt singurică. Și fiind acasă cu copiii mei, erau mai micuți, acum ei sunt mai mărișori, da, 3 ani jumate în urmă erau micuți. Și eu trăiam cu ei la telecentru. Considerat să stâng telefonul, pentru că așa am vrut, eu am așa momente și am vrut să mă culc. Era aproximativ după lucru, am netobosit, era sezon în rece, era frig afară și am vrut să mă culc. Și da, eram conștientă cu mine, Pietru mă sună în continuare, el așa, mă suna fiecare jumătate de ori, fiecare oră, abundență de sunătură și mesaje, cred că și asta pe mine mai puiza prea multă acolo inimioare, dragoste, eu nu sunt obișnuit cu așa momente. Și m-am culcat. Copiii mei erau, Lăduța era lângă mine, se uita la televizor, fetița mea, Evelina, era în cameruța ei, ea își facea machiaj, mă rog, TikTok, că... și lecțiile. Mai îmi pace și pe oară, adică era preocupat, copiii mei erau ocupați, eu dormeam. Dar el nu știe ce spunea Patrick la emisiune, că nu nu-i păsa de copii. Și acum el nu spune asta neapărat ca să dă-i contra, nu știu ce spune eu, in stories, poate există și acolo. După ce mă trezesc, să-mi spune, nie, Vlăduț, cineva bate în ușă, zic, nu poate să fie așa ceva. Ei zic, lasă, asta poate să fie, poate, proverificare de contor, ceva, zic, n-am chef. Nu că bate ușă. Și Evelina zice, cine? Și-a deschis ușa. Când mă trezesc, Patrick, când mă trezesc, bună ziua, ați comandat surprize acasă. Ești iubirea din viața mea și ești unica iubita mea. Vă mulțumesc frumos, buchetul ăsta de flori din partea mea. Ar fi fost amuzant. Tu? De ce tu nu răspunzi la telefon? Opa. De ce tu nu răspunzi? Ce s-a întâmplat? Eu mă uitor. Tu nu să mai verifici dacă s-a acasă, poate la întâlnire? Sincer? Adică noi încă n-am mers la etapa următoare și deja ai dubii și gelozie este abundent, este prea mult. Nu. Nu știu dacă e gelozie. Eu știu că asta e faza, că eu încerc să mă pun și eu în pielea omului. Ca și data trecută în pielea bună, în pielea Svetlanei nu mă pot pune. Dar nu știu dacă ține foarte mult de cum ai venit și ai venit la ușă și ai bătut la ușă și ce cauți de fapt, ești gelos sau... Nu știu, nu cred că am făcut așa ceva, dar nu într-o formă de... Adică, nu știu, gata, aici chiar nu știu. Pur și simplu fac griji, bă, mănică, ce cu tine, tu nu răspunzi atâta timp, îți dai seama, uite, două ori eu trecut și tu nu ești online, nu...
Asta pentru mine straniu. Pot să cred asta, că eu tot mai am când, dacă domnița Ana nu răspunde, încep să, dacă nu răspund mai mult timp, trebuie să sun, nu știu, sun încă pe cineva, pe mama, pe Amelia, pe nu știu cine, ca să văd dacă este. Sau dacă sunt pe aproape, bineînțeles că mă duc și mă duc acasă. Na, nu știu acolo care e intenția, cum e mai exact acolo. S-a dus la bucătărie, a lăsat poșețica, dar așa jos. S-a dus la bucătărie, a desfăcut mandarine, știi ce mai trebuie să vorbim. Uite, nu-mi place așa, cum? Și a început să vorbim, încet pe notă bună, dar eu eram șocată. Eu încă nu înțelegem, cum așa e posibil. Ce nume? Tu știi câteva luni, voi nu sunteți împreună și la cine intră în casă, așa, ok. Măi, nu știu, da, eu înțeleg că da, nici eu nu mă simt comodă în istoria asta, dar nu-i ca și cum, adică, bun, nu știu ce, de câteva luni, nu știu voi, din a doua lună vorbeați despre sarcini, asta era în timp ce el spunea de copil, că vrea copil și că, nu înțeleg pe periodicitatea, dar nu-i se pare foarte ciudat că a venit la tine acasă omul care a ieșit și care, na, deja vă țineți probabil de mână, probabil vă și pupați și mai faceți și alea. Pe care le fac doar maturii. Deci nu știu dacă e, nu știu. Ufcun, da, care pe mine Vladus mă întreabă, mama, de cine este? Mama, de cine este? Aha, atunci acolo să spun. Și deja copiii nu știu eu de, ca interpret, eu singur nu știam că el este interpret, sincer îți spun. Când am făcut cunoștință, eram cu prietena mea, era pandemie și noi eram brăcațele, frumușele, chitici, eram pe așa pe undă pozitivă și... Eram în două, era pandemie, îți dai seama, nu lucra niciun local. Și pe Instagram stăteam, mai bine un stories ceva. Și a fost apreciat stories-ul, la care iarăși zic, ei, degeaba apreciesc să citești mesajele. Eu la mine era de prins, că el mulți ani îmi scria careva momente. Mie îmi venea pe ecran și citeam că te-am văzut mult, era cu fetița mea. Și mă numi familie lung și mi s-a întipărit. Și când intră în Instagram, e șters. Nu-i, zic, ciudat. De atunci când trebuie să înțeleg, este instabil emoțional, Sveta, nici bună ziua nu trebuie că ce, să mă era cu fetița mea. Și mă numi familie lung și mi s-a întipărit. Și când intră în Instagram, e șters. Nu-i, zic, ciudat. De atunci șters mesajul ca și cum nu înțeleg exact. Ea nu poate să-ți facă rușine și să ștergi mesajul, nu știu. Eu cred că și eu am făcut, că asta e instabil emoțional. Cât să mai faci și rușine, mai crești un pic și pe un vezi ce ai scris acolo și cum ai încercat tu să-ți pierzi și ești... Ștergem acest mesaj. Atunci că trebuie să înțeleg, este instabil emoțional. Uite, cred că uite, nu fac mai mulți bărbați chestia asta. Da, nici bună ziua nu trebuie să zici. Și... Într-o glumă s-a pornit momentul, zice că ce e acolo la voi, e mai bine ca într-un local de distracție. Și am zis că tot e bine. Și zic prietenii mele, uite, cineva care cântă la chitară, nu cunoște, arăt, zice, nu știu. Și apoi mi scrie și un prieten comun, dar este un prieten de mulți ani, care, el dacă sunt interviul ăsta, apreciez că o să înțeleagă despre cine vorbesc. Îi scria prietenii mele, deci eu simpatizam. Și mi-arată ei mie, zice că da, de ce așa au abuz de muzicanții peste noi astăzi? Și mi-arată mie persoana și zic, hai, cunosc, zic că prietena mea, am prieteni în toată sfera, de interpretă și artist foarte renumită, ceea ce o respect. Și zic, eu știu, din gașcă, da, dar poate, ce zici dacă să facem un chef? Zic, dar și e posibil așa ceva? Zic, da, dar e posibil, ei pentru asta și lucrează la nunți, acum trei, la... dar și așa, când vrei să faci un chef în cabinet, zic, asta cum, pentru mine era foarte straniu, Dorin, eu chestii desea nu... Păi, pentru nici acum nu înțeleg. Ok. Citam și nici nu înțelegeam, cum tu ca bărbat soliciți persoana cu chitară și cu flotul trimis la femeia ta fiind tu psihotar? Pentru mine asta era straniu, sincer, asta ca și cum... Dar e foarte bun! Svetlana, aici împărțim același sentiment 100%. N-am înțeles niciodată. Surprize la domiciliu, se duc niște domni, niște tanti, niște neni. Nu neapărat doar cu chitară așa asta. Ursul polar, Patrick. Nu înțeleg, la mine nu ajunge, nu-i judec, doamne ferește, își faci fiecare banul cum vrea. Sau doamne de care să mai duc, doamne și care vorbesc, ajung la nuntă și e... Dragă mire... Dragă mireasă, vă rog frumos să vă apropiați de mine. Dragă mireasă, avem un mesaj din partea cuiva care să vă rog să ghiciți cine este, care vă spune din suflet o poezie. Tu mireasă ești frumoasă, astăzi ai plecat de acasă, mama ta ea plânge tare, tata plânge și mai tare. Ești o floare ca o stea, ești o stea, nepoata mea. Vă rog frumos să ghiciți, de la cine este mesajul? Sunt o stea ca o floare, ca o stea, nepoata mea. Mătușa! Mătușa, exact, bravo! Aplauze și acest buchet de flori senzațional pentru dumneavoastră. N-am înțeles niciodată cum te duci, asta e cadou pentru cineva.
Băi, înțeleg, se duce cineva, nu știu, cunoscut, se duce, nu știu, dați-ne un om cu Pașa Parfene. Îi dai bani lui Pașa Parfene, Pașa Parfene, te rog, du-te tu că îi place de tine, te-a văzut în cariera ta de ce ai mai făcut tu. Și îi place de tine și vrea să te întâlnească și uite, îți dau bani pentru chestia asta, îți duci să-i cânti un la mulți ani și atât. Adică înțeleg prestarea la se... Dar asta cu oameni care își fac carieră din asta, cu asta se ocupi, nu știu, nu înțeleg, nu mi-e clar mie. Mi-e straniu, sincer, asta ca și cum o vorba de companie, parcă așa, femeie mea, spune, hai, adică, foarte ciudat, eu zic, nu, zici, hai, uite, bravo, ok, e deja, nu foarte repede, eu am zis, uite, dacă dorești, poți, da, 13 minute sunt pe loc, bine, deci a fost foarte adecvat, foarte frumos, eu n-am simțit nici priviri din partea lui, nici... Ce mai să, nu înțeleg. Ce un gram de atenție, adică, nu m-a aranjat, eu am văzut că este mai mic de ani și, mă rog, eu... Nici nu știam cine e, nici nu știam, dar cântă, da, frumos cântă, da, ok, dar să mă pe stare, după, no, nu știam genere, că el a fost la Vocea României, cântă Plările lui de viață, că uite a trecut prin sărăcie, nu știam, gramă, jur că nu știam chestia. E vocea ta! Și nici nu mă interesa. Eu avem alte teme, eu trebuie să pun punct la relația care o dețineam pe atunci, care eu fac pasul să mă căsătoresc, pentru că merge vorba că nu străim în oraș și asta a fost stagnare. Deci am avut eu amele momente. N-am înțeles, eu nu înțeleg, mă pierd în perioade, parcă nu înțeleg perioada. Și țin minte care m-au respins tot la el, că deja s-a terminat toată treaba, a fost frumos, educat, tot deci bine, petrece, da. Zic, ok, eu mă duc acasă. Nu, des trec. Bine, treci jos. Dar, na, nu te gândești la ceva. Eu, sincer, nu mă gândeam la nimic atunci. Eu vreau mai repede acasă, mult mă culc. Și impresia asta lui? Dar ce mașină? Adică, asta nu e ok. Pentru mine, când bărbatul așa să uimească, ce mașină? Și zic, ce așa, de tu ai mașină? Da, de la serviciu. Eu zic, clar, asta spun niciun. Da-te așa spun. Dar eu spun așa, da-te așa spun, care n-am mașină. Deci am făcut da, bă, da, o judecați de asta, o judecați că e materialist. Adică da, eu pot să cred că gura lumii care spune că îi interesează banii. Da, dar nu știu dacă e cumva, iarăși, boț de stereotipuri. Ai mașină, da, in service. În serviciu s-o țâscă. Nu știu. Paranteza aceasta pentru că chiar nu cunoșteam. Îmi imaginez că e, da, un bărbat trebuie să aibă mașină. Cum să n-ai un bărbat mașină? Dar păi ce, e sărac? N-ai mașină? Ești sărac? De persoane mic, nicio istorie și nici nu-mi dădeam interesul. Și ca, mă rog, a fost cucerită frumos, purtată frumos, au fost foarte multe fapte frumoase. Iar am trecut în altă perioadă, iar nu înțeleg. Deci, bun, hai. Din partea lui care mi-a câștigat încrederea și dragostea față de el și iubirea și zic, wow, super, foarte frumos și cât el e de bravă cu minte, simplu, modest, da, așa îmi pare pe atunci. Deja în timp am început să văd că publicul îl iubește, zic, super, merită, pentru că cât frumos, străduie, este muncitor, o persoană apărea educată, zic, bravo. Măi, tință, îmi place că îi dă credit de... Adică îi dă credit. Adică nu-i tot el e vinovat că e... El din start era un... Nu, îi dă creditul, știi? Înțelegi ce spun? Cei ce acolo nu prea era la Patrick. Dar na, poate când... Adică sunt facts din ce înțeleg. Pentru asta îmi crește respectul față de dânsul și eu mă străduiam să îl abordez ca pe un bărbat deja, nu... Deja am lăsat aerile cele de cucerire, că sunt o fată care, oi, nu trebuie, nu știu, nu am început să fiu foarte serioasă, am început să-l abordez deja cu respect, să-i dau valoare bărbătească, deci eu am vrut mereu să cresc, eu sunt convinsă pentru că bărbatul crește în relație cu o femeie, depinde ce femeie. Și eu zic, pentru mine este important bărbatul lângă mine să fie ca un rege și am început să-i dau valoare aceasta. Opriți planeta și eu când aud că asta atât de des oamenii spun, atât de des spun tăți, adică, bun, nu toți, nu vreau să vă bag și pe voi în aceeași oală. Da, asta cu un bărbat crește lângă femeie, dacă femeia îl motivează, că tu ești rege pentru că eu sunt regină. Toată această boț de stereotipuri de rahat din punctul meu de vedere, nu le înghit, nu le suport și le aud și așa, și ca și cum asta e ceva wow spui. Eu cred că bărbatul e rege, spunând în același timp că și eu sunt regină. Tășeți, mai sunteți oameni? Măi, de ce nu sunteți? Eu cred că asta e o mare problemă a oamenilor. De ce nu sunteți niște oameni simpli care să comunicați și să mergeți prin viața asta împreună, susținându-vă unul pe celălalt, apreciindu-vă și mergeți înainte? Nu, rege, regină, eu susțin în spatele oricărui bărbat e o femeie de succes în fața unei Și de aici, când eu am pătruns în relație conștient și un pic
Am început să mă deghizez ca o femeie de familie, nu că să mă deghizez, dar să fiu conștient, uite, eu trec într-o relație serioasă, atât. Cer maximă transparență, eu ofer transparență. Uite, eu ofer căldură, grijă, mâncare, eu lucrez, eu o să-mi rezolv chestiile mele financiare și cerințele mele singurică și de copiii mei doi. Eu eram conștient și spuneam, uite, de copiii mei doi, eu o să am grijă, nu trebuie. Și după ca pe minune, acum am pășit alt pas din partea mea ca femeie, cred că Dumnezeu deja a început să-mi dea sarcină. Și am început să simt niște simptome, așa, ceva ce mă trage la somn, dormeam toată ziua. Și iarăși, da, mi-a spus că m-a visat iarăși că sunt însărcinată. Mămica lui tot a spus că am visat-o pe Sveta că este însărcinată, ea ne-a și vezi și ea. Asta a început să-l grăbească, că da, când este ziua aceea? Da, haide și cumpăr un test de la farmacie, el știe de test? Zic, nu, las că e ok. Într-adevăr, el știe de test 23 de ani, de unde știi mai de teste, măi? S-au uitat la filme. Ceptam zile că așa e la femeie, se întâmplă. Nu, descumpărăm. Dumnezeu mi-e martor. Cum? M-a rugat să merg cu el în mașină. Până la el acasă, noi trăiam separat pe atunci, până la sarcină, noi am trăit separat. El era în alt apartament, dar dormea la noi, adică deja noi am terminat o relație și era ca o familie începătoare, da? Uh-huh. Acolo la dusul apartament doar ținea lucrurile și a zis că uite, trebuie să iau careva lucruri de la mine la apartament și hai cu mine. Eu somnolent, mă rog, stările mele, da, undeva intuiem că aș putea fi însarcinată. La care tot dreul mă spunea că este fericit, zice că, wow, noi să avem un copilaș, zic, stai că n-am făcut ies, zic, wow, să avem un copilaș, că așa iară, să stai un pic să facem test și apoi dacă ne faci, zic, hai că să... Ok, eu cred că aici o joacă un pic pe ca și cum era, nu știu, tind să cred că totuși, nu știu, spera că o să fie o relație frumoasă de lungă durată și așa mai departe, adică nu cred că era, acum o joacă ca și cum. Și îmi spune că, ui, hai să avem un băiețel și eram... nepotolim și noi... Să zic, mâine când o să mă duc la lucru, să eu răspund la administrator să mă ajute. Nu. Eu acum mă opresc în farmacie și mă duc să cumpăr. M-a lăsat. Eu eram șoc. Zic, bă, tu stai și să cumpăr test. Wow! Wow! Yes! Să duce repede cu test. De ce? De ce asta e așa de impresionant? Doar că ce m-a sunat? Da, pe de altă parte, eu trebuie să recunosc, nici acum mi-e rușine să cumpăr prezervative de... Nu, mi-e rușine, mi-a fost dintotdeauna rușine. Asta e, deci înțeleg. A, da, mulțumesc, zici că de care ți-ai, că eu n-am cumpărat niciodată. Cel mai scump. Zic că este veridic, este imediat, se arată și e fără. Da? Și-o cumpărat un termometru. M-am înroșit, iertați-mă, da. Așa, din plastic, nu știu ce femeie ce spune. Zic, da, ok, este. Și nu știu, într-adevăr, de plastic, fetele cunosc deja, sunt într-un detaliu. Mi-l dă, gata, ne ducem la el la apartament. Da, eu eram șoc, eu întotdeauna eram, când prindem momente din partea lui gesturi, atenție și fapte, eu un pic mă șocam și eu mă strângeam și stăteam așa, fără grai, fără emoții, zic, oh, ce asta, prima dată văd, aud, se întâmplă cu mine, bine, am intrat în casă. Ce, că a luat testul de sarcină? Asta... Eu am făcut testul, mai nu m-am scăpat, de el avea emoții, eu am auzit pe ușă cum el face video și eu am video acesta, unde el făcea video, cu mare maniera sa personalizată, se pune așa, oi, Svetlana, face test acum. Sunt foarte emoționat. Vă dați seama ce emoționat sunt. Nu-mi găsesc liniștea. Eu aud, zic. Eu aud, văd test pozitiv. Tu e... Când mă întorc la test, zic, oho, este. Două. Dar aici eram, nu că eram, nu pot spun două, nu una așa, parcă... Asta așteptam să vezi. Și ce spune acum? Care e reacția? Fericit, parcă frică, aveam frică fericită, că așa. Și m-am dus cu testul acesta și deja el se uită, spune acolo cât e de fericit și când acolo face așa, da? Ce? Ce taci? Și arăt, asta ce? Asta două? Sună pe mama, pe fratele, mama, eu să am copil, Svetlana este sarcinată, eu ți-am zis, măi, Petrică, eu ți-am zis că eu am visat-o că ea să fie sarcinată. E gata, trebuie să-mi sori, dragă mami. Zic. Și poate că ei. Mama, hai, e însărcinată, dar asta nu înseamnă că nu mai pot să mai ies la întâlniri, dar, dacă e cazul. Eu înțeleg, nu e însărcinată, dar hai să nu oprim, că am și eu 23 de ani la urmă ori. Mamă, hai, bine, mai vorbim, hai. Mă așez eu la masă, eram cu gânduri. M-a filmat tot am, mă rog, care nu crede că eu așa. Într-adevăr, a fost frumos, adică chiar m-a cucerit frumos, m-a convins să fim o familie, a lucrat pentru acest copil, a lucrat.
Și mă grăbea foarte mult încă din a doua lună de relație, care încă nu prea am împreună, mă grăbea să facem copil și anume băițel. A zis că va fi, o să fac totul, Monica, tu nu trebuie să faci griji, totul, orice. Tu zic că înțelegi că un copil nu este mult. Măi, bravo, nu, îi dau un credit de apreciere până la urmă pentru faptul că vorbește despre părțile bune din relația lor, vorbește și le spune, știi? Unde e ca asta, mă, mine mă omora asta la Patrick, care eu de la începutul relației am observat că e șarpe, sau știu ce. Asta, mă, asta nu-i bine. Eu își înțeleg sentimentele și stările lui, că mă pricep bine la oameni. Înțeleg, dar cobră, da. Dar tot nu e ok să spui tu despre că în începutul relației tu erai, deodată ai înțeles că e cobră sau că nu știu ce. Ce finanțe, atenție, grijă. Ei, nu trebuie să comunică ce cu tine. Da, noi am început să trăim împreună din aproximativ a 5-a lună de sartă, 4-5 luni undeva, unde eu stai și aici am spunea că de poate de-am lăsat așa, poate de-am tu trăiești aici, acolo, eu să fac deci condițiile aici pentru copil. Nu mărți vorba așa. Nu, tu așa de mult ai vrut de copil că să trăim separați? Nu. Ce? Say what? Nu cred, noi, eu spus Patrick Angaun, auzi, hai să trăim separat. Dar sunt însărcinat. Păi da, cu mai mult. Nu ai nevoie de mai mult spațiu acum că ai și burta aia mare? Ceva. Cum adică strâiți separat când ai însărcinat? Apă bine. Nu, eu așa am presupus, zic, poate așa mai bine. Pentru mine asta deja a fost o prima... O? Ce? Nu știu cât de 100% cred, poate a fost o chestie de o spus-o el într-un fel sau nu știu. Și mă gândesc, nu cumva el asta a provocat, o simulat doar să facă copil cu mine, adică așa deodată mi s-a născut ideea asta și așa am început să mă simt așa de rău. Și zic că eu nu, șoc. Și apoi zice că, nu, scuză-mă, eu m-am gândit prost, dar am văzut că tu tare te-ai schimbat la față între stat, sigur că nu l-am serios. Adică, ok, dar trebuie împreună, că iar ce? Da, mă gândesc eu, a fost o vorbă efectiv imbecilă din capul lui Patrick Angaun, nu din capul imbecil, o vorbă imbecilă din capul lui Patrick, de pot trăim separat, pot n-ați și mai comod așa. Deci, cred că așa ceva a fost. Eu am adaptat copilașul 4 luni, am vrut mai mult, doar că din cauza la viață frumoasă și bună, la mine laptele a început să fie amar. Și, da, și așa plângeam, zic, hai bubuțelul pe apă și el vrea să mănânce, dar... Îl recurgeta. Lângă toate am avut și o problemă de spate, care eu m-am îndoiat. Cred că e la epidurală, nu pot să spun, nu știu, dar am tratat cu medicamente. Adică persoana, desigur, pe domnul Petru Hanganu, un stimat artist, care trebuie să mă ajute și să fie lângă mine toată perioada, dar nu să îmble cu relația amoroasă și cu lucru. Tu ai copil? Și ce dacă e vară? Ajută-mă! Păi eu nu înțeleg asta și el, bun, lucru. Că spui și tu lucru și el spune lucru. Ce făcea cu banii? Că asta e aici, nu cred eu. Și el spune, achit tu gazda, în timp ce el ce făcea cu banii? Și-o cumpăra mașină, și-o cumpăra, ce făcea cu banii? Chiar să iasă în oraș, ce faci cu atâția bani? I-am revenit foarte repede la muncă, din nevoie. Am vrut să mai savurez clipile acestea unice alături de copilașul meu acasă. Doar că banii nu vin de pod, domnul Petru, primul spus, Petru, îmi spunea. Îmi spunea că trebuie totul la jumătate. Dragă Petru Hanganu, tu vezi că acest Dorin Galben căruia i-ai trimis tu video, nu știu, el râde de tine, ia uite, domnița... Domnul Petru, primul spus, Petru, îmi spunea. Și acolo Dorin a făcut... Înțelegi? Că e un râs la râsul lui Dorin. Tu ai înțeles, Patrick? În ziua de azi n-ai încredere nici în tine. Îmi spunea că trebuie totul la jumătate și că eu nu ți-s dator să... Aici stau cu jumătatea lui. Mai e femeie! La jumătate! Îți întrețin cheltuielile tale și nu mă interesează ce cheltuieli tu ai, așa că își gătește bani pentru gază și pentru facturi și pentru copiii ăștia tăi. Da, să spun cum îi numea? Și cum mi-a alungat și îmi spunea că alege ori copiii, ori eu. Și așa momentul a fost. Da. Iată așa, deja nu mai savuram eu clipele frumoase lângă copilașul meu, dar înțelegeam că e băja. Și să mă duc la lucru, că să-mi reiau activitatea mea, pentru că eu am scutit, adică mi-am făcut un program foarte micuț, îmi luam un client în zi, două, mă duceam cu copilul la lucru, cu căruciorul, mă ajuta fetița mea mai mare, fiind în preajma mea cu copilul, mai era colega mea care tot organizam și mă ajuta să fie alegăna, sau venea clienta mea cu mămica ei sau cu sora sau cu rudă și îmi spunea că eu să te ajut, nu importa, eu vin să-mi faci genele, dar uite, sora mea să știe că așa se mobiliza, nu știu cum, cred că Dumnezeu așa a vrut și... Adică, eu... gene faci, mi se pare că e, nu, dacă sunt de parte de asta, nu mai înțeleg, unghii, gene, eu încerc să-mi imaginez cum arată office-ul ei. De la două săptămâni, am început să deserez prima clientă, bani trebuie eu, desigur, facturile nu mă așteptau, persoana deja mi-a spus că nu o să mă ajute, trebuie să-ți scurpi cum vrei, ce ține de copil, cheltuielile copilului îmi spunea mie că, dar tu tot ești mamă, ce spui tu ne? Cum s-a pierdut suzeta? De ce tu iei suzeta așa scumpă? Păi nu știu, copilul îi place forma asta de suzetă. Da, mă, înțeleg, stai la, că mi se face tot mai clar. Îi place viața bună. Și cumpără mai ieftine, dar nu? Cumpăra trei suzete de la farmacie și le dădea? Nu, nu vreau ea.
Zic, păi, care e rezolvarea? Hai, ești comandă. Și și Patrick, o înțeles atunci, știi că și mine, știi? Nu știu cu suzetele. Patrick îi încearcă, e măi, dar nu vrea el. Eu adus suzeta de 200 euro, copilul. Vezi, tata? Da, pentru copil făcea, parcă pentru mine, chiar și acelea scutice. Aveam impresia că eu porc scutice deja. Sincer, și eu beau lapte, laptele prea repede se termină. De ce tu cumperi așa haine mult? Ești la spală? Că niște teme care pentru mine mi-e rușine, cum să le spun. De pe acum, am înțeleg, pentru că îmi confirmă genul feminin, mi arată dovezi chiar. Ah. Eu n-am să spun în public numele și familie, dar mi arată dovezi, chiar el nu se rușinează și mi arată conversațiile lor cu poze intime. Deci, bărbatul acesta, care eu am creat o familie și care eu am făcut un copil, el trimitea poze intime, gol, cu cucu gol. Și încă stătea și propunea pe Telegram să vândă poza aceea cu 100 de lei. Îți dai seama? N-am înțeles-o pe asta. Mai o cred. O cred. Adică nu spui asta așa dacă nu ai o dovadă. Nu spui că îți trimit fete. Cel puțin o dovadă cred că are. Vinde cu 100 de lei poza pe Telegram? Cine o cumpăr, băi? Cine cumpăr poza pe Telegram cu gol? Adică asta e o provoacă așa obrească? Eu am zis că nu! Nu! Cazul ăsta, copilul meu, bine. Da, mă gândeam că nu, poza cu gol nu trimiți. Eu zic, uite-te, noi trebuie să facem certificat din naștere. Da, și cam ieftin, da, dar repet, să fi fost eu, 10 lei. La mine, ce mai... Am mai ales cu inflația, cu aici. Nu s-a dezgustat totul. Adică la noi dispărut relațiile noastre. Eu sunt o femeie fierbinte, eu știu ce trebuie. Eu dacă am un soț, adică am soțul meu, eu am grijă. Pentru mine această relație era foarte serioasă, dar că demonstrând faptele lui invers. Și eu am zis că nu am dreptul să țin persoană și dau libertate. Și am spus, uite, dacă nu merge relația, atâtea ori îmi spui că a să mă duc, că alege ori copiii, ori eu. Adică da, în conflict îmi spune că alege ori copiii, ori eu. Mi-era greu ca mamă să fac așa alegeri, sunt niște cuvinte stupide, după părerea mea, nu poți așa să spui. Asta e exact cu ce e că alege ori pe mine, ori părinții, ori pe mamă, ori pe... Nu, sunt niște vorbe care pur și simplu nu trebuie de abordat, spus. Bine, îmi strica inima așa, dar situația s-a agravat. Încă din sarcină, omul acesta îmi înjura copiii în cele mai urâte cuvinte, eu citeam și nu putem să cred. Dacă voiam să dau skip, dar asta nu merge. Stai, tu ești? Eu aveam impresia că el e drogat, dacă sincer. Pentru că nu e cum, din bombonica, copilași și puișori. Acolo îmi spune niște cuvinte că mi-e rușine să, dar în judecată au fost stipulate aceste cuvinte. Zic, cum tu să ne obișnuiești copiii? Imaginează-ți că îți ofensează copilul tău cu așa cuvinte, cum te-ai simțit tu? De ce n-am spus adevărat? De ce nu-i drept? Da, niște râsuri de copii și de la tatu să nu-i văd. Nu, eu sincer, eu mai eu știu cât am plâns și nu știam cum să mă rup. S-a transformat deja relația asta într-o relație toxică, absolut toxică, unde eu am auzit doar cuvinte urâte în adresa mea, violență verbală, psihoemoțională și fizică. Da, și fizică. Eu am început să fii foarte schimbat, agresiv față de mine, față de prin sufletul deranjant, ca să evident, el avea relația amoroasă, ce să mai trebuie, ce să plânge copilul, acolo niște momente, cu femeie, nu știu ce bra. Da, el era preocupat cu relația lui amoroasă și nu interesa de ce se întâmplă în casă. Eu singur mă duceam și lucram, făceam bani, rezolvam amele întrebări, cumpram produse, făceam mâncare. Evident că... Îl așteptam de la lucru, oricum, zic, poate are un moment de criză, poate are zile mai grele, nu pot să caut. Eu asta, scuze, dar eu asta cu Patrick Hanganu nu pot să cred că el îmbla în Aleva. Măi, Patrick Hanganu, măi, cât de în Aleva pot să îmbli? Măi, scuze, nici eu dacă sună răutăcios, dar cât de în Aleva să umbli Patrick Hanganu? Ai înțeleg, mi-ai cunoscut o fată. Cât de în Aleva pot să îmbli? Motive, dacă nu trebuie să caut motive. Trebuie să accept. A rămas momentele că eu îl rugam să plece, mereu îl rugam să plece, pentru că asta e imposibil, eu vreau să cresc copilul micuț în armonie. Deja o să colaborăm și îl rugam să-l, da, când auzi că eu sunt gata, du-te, pleacă, du-te în burlăceta, pleacă. Știi ce îmi zicea? Da, iată caut apartament și mai stau 2 săptămâni și pe urmă să ne iau hainele, bine? Nu, dragul meu, ție-te de hainele și ceau, ai plecat, ți-i petrec eu, ți-aduc hamale, ce vrei, te organizez, când auzi chestia asta, se schimba. Se schimba. Știi cum veneam? Eu deja eram împăcat cu gândul că noi ne separăm, el a zis că își caută apartament, gata, ceau! Deci, eu eram în armonia mea cu copilul, se intră în casă, îngălțat, cu telefonul aprins cu lanternă să, te verifici, să mă verifici dacă eu dorm lângă copil, la 3-4 din noapte, după ceartă, tu să închipi, zic că noi ne despărțim, când ești cheile? Da, eu să-l las la recepție, când? După zic, când strângi hainele, deci? Deja gata, eu am început să ies la lucru, am început să mă stabilesc financiar, copilul deja am găsit și bună și tot, gata. Eu nu mai îndur, bat jocuri către mine. Dar nu el găsise bună, cine găsi bună până la urmă? Și el a văzut că încep să prind la curaj, început, ce să facă? Ce să facă? Să mă lovească. Pentru că începem să am caracter, deja să spun, uite, tu dacă ai spus, noi am stabilit împreună când ne separăm, tu ți-ai hainele, acum, astăzi, nu astăzi, că eu am achitat gaza și am dreptul să mai trăiesc aici. Tu dacă și-ai ținut, să-i achizi gaza, pentru că eu stau cu copilul tău micuț. Și-ai achizi și bună. Nu, eu n-am achizi nimic. Eu doar când ai copil la mine, tu n-ai copilul tine, foarte micuț, să-l iei la 7 ani. Eu să-i cumpăr atunci și pampers și lapte și bună zi la mine și o trebuie să o achizi. Dacă n-ați venit la tine, tu să-ți cumperi și faci ce vrei. A prins prima palmă când eu am spus că ajunge ta minciuni și deja vorbeam cu el în moduri directe și spuneam că gata, atunci ai găsit o proastă. Și se întâmplă un scandal foarte mare unde situația ieșește sub control și a început tare să mă lovească. Deci am lovit mai întâi o palmă, după care eu am zis, ce ai făcut acum?
ce ai făcut? Și deja am început să mă revolt și el a fugit din casă, el avea așa o manieră să fugă din casă. Fugea și dădea mașină. A doua zi venea bună, deja arătăm ce am la lucru, îi scrie mesaj, ți-ai strâns hainele? Da, eu se strâng de sară, hainele nu erau strânse nici sară, nici... Și vedea chitică că așa când eu dormea, el dormea mașină și uita, aha, nu a fost o oră online. Îi schidea ușa și sculca în living, el gata, el de-am sculcat în living. Dar de ce voia să mai stea dacă eu chiar cred că el voia să ducă, că el spune că eu mă duc, îmi găsesc gazdă și mă duc. Nu avea gazdă încă? Deja a început să fie foarte violent, agresiv, îmi scria mesaje că gen... El spune că nu vrea să ducă că copilul, că el n-avea grijă de copil. Păi ești un tvar, râs, să nu te văd, dispar viața mea, să... Să te ce tu așa vorbești cu mine? Ce se chiar... Ce, ești mută, ce vrei de la mine? Da, toate cuvintele acolo sunt cuvinte mult mai urâte, eu am screen-uri, ele sunt date în judecată. E bun. După, persoana chiar m-a purta așa, că eu mă duc, dar nu mă duc. Și eu îl ajutam să plece, da? Acolo. Zic, pleacă, pleacă și dânsul asta o scotea din minț. După s-a găsit o gazdă, copilul avea vreo niciun an. Și găsit gazdă, putea zi în săptămână 20 minute. 20 minute, să eu întrebam pe bună, ți-ai postat? Ce-și vezi 20 minute? Cum da pe internet așa o dragoste mare arată că doar ferești și iubești? Internet pe plin, când dovedești să facă stories-urile astea? După îi făceam observațiuni mai des. Mai des, ce scuci, ce acolo, ce necesare, da? Că noi eram deja separați. Uite, a fost așa un caz neplăcut, care pe mine, pe lângă că am primit două palme, că el considera că am supărat prietenii. Pe urmă, a zis că mi-am pierdut control, așa să motivam. Ok, trecut câteva luni, merge o rutină, și deja nu era. Cred asta, ne-am pierdut controlul. Nu ți-ai pierdut controlul, mi-am pierdut controlul. Stare de afect. M-am enervat tare, m-ai făcut să mă enerv. Nu există această scuză. Nu există în viața asta o scuză la violență, la jignire. Nu există scuză. Înțeleg că te-ai enervat. Ce om se enervează? Dar iarăși, cum am mai spus, unde-i presetat că așa ceva nu-i posibil, nu-i posibil. Erau flori, atenție sau careva vorbit dulce, erau înjurături, multe una, două îmi spune că mergi Maria de acasă. După ce fac clientele, mă pun la recepție și încep să fac planul. Asta e cum de curs, să numeri bani, să verifici operatorii, să vezi produsele, să zic că am niște momente importante care trebuie să am în vedere de afacere. Și eu am foarte dezechilibrat emoțional de trecut pentru că el m-a sunat într-una, Maria de acasă, cât poate stai la lucru, Maria de acasă. Eu am simțit o presiune asupra mea psihologică, am zis că să nu mergi la bine. Da, eu facem observație. Se întâmpla moment echilibra el bună mai repede. Acasă să stai el cu copilul aceea jumătate de oră sau o oră până vin eu, să vadă numele la ce oră am venit eu. Să mă verifice la ce oră am venit eu, în ce sunt îmbrăcată. De ce te duci în rochi? De ce ești machiată? Gelozie. Era foarte gelos din calea afară. Că și-a pierdut controlul foarte tragic. De asta nu mi se leagă un pic. Sau nu știu, poate spuneți-mi voi, poate există psihologi pe aici. Păi gelos sau mute cu altcineva, știi? Că nu se leagă un pic lucrurile. Și dai, cel mai ușor spui că e pe el, n-are, e dus. Cel mai ușor spui, nu, ceva nu se... Era gelos sau era în blana levă? Dacă în blana levă te bucuri că scapi și tu ești, faci ce vrei și tu, nu știu. Deci eu menționez că lucrez foarte mult. Eu am 11 ani experiență și afacere în domeniul beauty, lashmaker, deci fac extensie. Și una și alta, da, e ușor să spui și în fel că e nebun și nu știu, poate e, dar nu știu. Nelor și sunt și profesoare în acest domeniu. Asta tot datorită muncii mele, pentru că eu sunt o fată muncitoare, femeie muncitoare, de luni până sâmbătă eu sunt mereu la lucru. Eu pot, da, am avut bună care stătea cu copilul, deja nu era relație foarte tensionată, stricată. Din mine se cerea bani pentru toate facturile absolut. Foarte. Am ajuns la așa un moment că el își cumpăra mâncare singură și mânca singur. Și copiii mei erau flămânță, da, și uitau. Și scria mesaj fata, zice că de el își cumpăra și mă el mănânc. Și eu sunam. Într-un fel pot să cred asta, pot să cred o chestie de asta, pot să o cred. Pun ce rog la copiii ceva. Da? De ce lasă să-și pună singuri? Da, am ajuns așa zile oribile că copiii mei se uitau la dâns cum el mănâncă. Chema asta de pozitivă, m-am dus acasă, pe atunci aveam Range Rover și nu aveam parcare speran afară. M-am parcat afară, eu mereu port măstrea de sport, rochițe, fustițe, costume, da. Adică mi-mi place, mă îmbrac frumos, eram într-o rochie roșie. Da. Eram într-o rochie roșie, cred că asta și-o creat suspecții, dar am făcut-o pe Tatiana, am terminat la ora 10, până m-am alimentat mașina, m-am parcat și n-am stres încă mașina, că la mine geam e ca așa buhnituri, cu pumni. Apoi eu m-am făcut nimic, zic, și mă uit, asta el? Asta e Petru? Zic, ce faci? Și ești mai repede mașină, mai repede merge, creacă acasă, mai repede. Și tu vieși târziu. Zic, eu deschid un pic geamul, zic că sunt de în cap. Zic, dar de ce nu mai sunați, informez unde sunt, că sunt ok, dar ceva s-a întâmplat cu mine. Zic, eu am făcut-o pe Tatiana, poate să-ți argumentez toate momente. Că pe dânsul de irita, că el avea suspecte, dar niciodată... Da, fiecare om gândește prin prisma sa de acțiuni. Eu atunci am spus că iată cu ce se ocupe persoana lângă mine și la ce aduce, iată. Bocănie ca așa într-una, Dorin, că eu am blocat mașina și am sunat pe Tatiana, soțul Iliei l-a sunat și zice, ce se întâmplă, măi băieții, niște ce-a făcut pe Tatianiușa, am dat explicații la care el a zis că mie numai spate zic un cuvânt, mie numai f***e lucru ei, lasă-mă rezi duc acasă, că așa arogant vorbesc, asta tu ești, tu ești de cealaltă care tu ești acolo pe scenă, care cânti, drag.
Ai, ajutorul Domnului, mulțumesc frumos. Tu ești cealaltă. Cu ajutorul Domnului, mulțumesc frumos. Cred că îi știu mai bine, dar eu nu cred, după cum a povestit Patrick Hanganu, dacă e cazul și el acum, el o aștepta cu mâncarea făcută și eu a venit târziu ștăte în mașină. Dacă e același caz, eu pot să cred că nu e din cauza geloziei. Pur și simplu Patrick Hanganu s-a enervat că el a făcut mâncare și o ieșit afară, că mai departe cazul, într-adevăr, îl cred că a bătut cu pumnii în geam, că a tras kill singur, spune că s-a rupt mânierul. Deci eu cred că a fost mai mult agresiune acolo. Nu a fost ceva ușurel. Dar nu cred că o suspectat de faptul că îmblă pe undeva. Eu cred că el chiar a făcut mâncare și s-a enervat. Deși nu vine femeia când eu am făcut mâncare. Vă, trebuie să cască că am făcut mâncare. Care scos din gură atâta brutalitate? Tu e cealaltă ești care e așa, bați-mi în mașină să mi-a strici? I-am spus că ea i-a spus Tatiana. Uite, sincer, dacă el nu se oprește, dacă nici voi nu-l oprește, chem poliția, pentru că mi-a să spargă capul. Eu deja două palme am prinit. Eu știu că el e capa, el cum caște mâini, de gât. Adică eu știu că el și este situația contra. Eu mă văd, el parcă e nesănătos, am presiunea că e drogat. Cum? Cu așa furie, cu așa ochi, tulburi, tot așa ea să bată mașină. Cum? Și eu am blocat și stăteam așa cu fața în nu știu asta cu stare de afect. Tu și vorghești, și vorghești, și bazărești, cum adică? Geau lecrini. Nu știu cum a fost oribil din partea mea să iau telefonul și să-l filmez. Adică îmi pare că nu corect, nu trebuie să fac lucrurile astea. Am să lămuresc, noi oricum ne despărțăm și da. Doar că când am văzut că te-am zis că bine, deschid fie ce-o fi. I-am deschis mașina și așa i-am apucat, așa i-am aruncat jos în asfalt, în contractul vecin care apropo m-a scris acum, că eu am văzut cadrul ăsta, că trăiește la, nu știu, la șietaj și a spus că chiar mașina ta era parcată lângă mine, în față la blocul meu. Și am văzut cum te-a aruncat jos pe asfalt. Mi s-au împrășteat și Dolce Gabbana și tot ce vrei, toate cheile, carnetul, nu știam ce se întâmplă. În capul meu, ăsta el este cealaltă bărbat, cealaltă fi ideal, care cântă despre omenii, care... O cred pentru că el a spus că o tras-o de mână sau nu știu ce, sau o tras-o de mașină și eu cred că așa a fost, da. E sigur a fost mai mult de atât, că nu... Doamne ajută, mulțumesc Domnului, cred că umblă. Asta e el? Cum tu te comporți? Merg, așa spune, mergi, Maria, de acasă, te văd. Se cam ușa să merg cu dânsul să mă bat pe acolo. Nu, într-o înapoi mașină, mă blochez de mânier de la mașină. Și zic, la ce să ajung? Da, mi-a rupt, eu mă picioare, bătea și mi-a îndoiet rama de la mașină din spate, nu știu cum se numește, care la roată. Acolo mi-a rămas încă cauciuc de la încălțăminte. Adică eu am pornit mașina și eu am chemat poliția. Eu am chemat poliția pentru că eu pe dânsul nu l-am recunoscut. Eu am suspect că el a consumat ceva, pentru că era aici, pot să spun că și nu dormea nopțile, nu prindea somn, avea stări emoțional dezechilibrate, vamă să râdem, o plânge, chiar și plângea, noi ne sfădeam el când plângea în pat. Că de tare mai iubesc și nu pot testa numai efectul ăla chimicat așa, da. Eu nu puteam să cred până la ultimul moment, până mi s-a spus și așa, informații bine, asta e altă treabă. Dar că am chemat poliția și am spus că, cum stau lucrurile, mie atunci am spus că l-a văzut pe el, agresiv și schimbat, că el îmi stătea față de poliție și spune, asta pentru geantă bulgări, fa. Asta s-a întâmplat în septembrie, în cazul ăsta neplăcut, agentul bulgar este de ziua mea micodonată. De ziua mea singur, din propria lui inițiativă. Vă spus că nevoie, deci îmi duc să micuț. Pentru geantă bulgări. Da, măi, sunt oameni care, măi, care... Știi care e faza? Că asta încerc eu să spun. E, și nu justific în niciun fel, dar nu-i rău intenționat. E faptul că n-are... El nu-i clar. La dânsul nu-i clar că asta e violență. Nu știu să mai vezi, mai întâmplă sfadă în familie. Nu, măi, omule, tu nu înțelegi, Oleac, tu nu înțelegi. Cadou la soția ta. Frumos, bravo. Dar să știu că mă așteaptă să-mi strici mie mașină? Și să am eu de furcă cu tine cu stup, nici mă lovești. Dar dacă eu vreau să ies când tu ai scos mânierul de la mașină și ne dai nu sunt cap, ni poliția, nici pus clarificat, nici pus cu porturit. Mie m-a luat poliția într-o parte și a spus că depuneți plângere și el acum va fi restricționat pe 2 săptămâni, nu se apropie de voi. Și mine asta era șoc, cum așa, nu avem copil. Păi ce faceți? Și mă grăbeam, mi-a pus timp limită să depun, să-l zic poate și să-l îngătușeze. Erau probe de cameră, era totul de la vedere, erau marcuri, poliția, unii două echipaje de poliție. Mie mi s-a stat milă, am spus că i-am discut cu dânsul, o să clarificăm și să ne separăm, să ducă odată, să duc să-mi dă-i pace. Gata, a refuzat, ne-am urcat sus, el a continuat să fie obraznic, a fost foarte obraznic. Știi că, uite, dacă întrebați, dar de ce femeile rabdă? Pentru că puneți-vă în situație, eu mă pun acum în situație, e fix așa aș proceda. Închipuiți tu stai acolo, e bărbatul tău care ai tu o familie. El da, a fost agresiv, tu ai chemat poliție, el s-a mai liniștit un pic și te întreabă, vrei să-i punem cătușul să-l ducem? Și tu, puneți-vă voi în situație, că eu tot așa aveam un fel de, lent, și băi, chiar să mă ușit până mâine dimineață, cum adică, Lan, hai, nu îi puneți-vă, nu depun plângere acum, nu, las ca să ne separăm, ne ducem azi și ne lămurim și ne separăm, știi? Și că aici am tot un fel de, atunci când blamezi victima, dar de ce nu te-ai dus, de ce nu i-ai spus, de ce n-ai scris pe dânsul, pentru că te gândești, e omul care stai, ai stat până amu în casă, nu te-a omorât până amu azi, te omoare azi și un fel de, băi, hai că-l iert pentru asta. De asta când întrebați de ce femeile rabdă și dați vina pe victime, e de asta că ești un fel de, păi hai ca să ne lămurim. Eu văd situația asta, eu mă pun în situația ei și
înțeleg ce spune, că nu, aș spune și eu, nu-i puneți băi cătușile, nu luați, nu-i dați ordini de restricție, hai să ne lămurim, ne-o lămurie odată și ne dușim și gata, ne separăm și nu știu ce. Deci înțeleg. E foarte brutal. Eu nu doresc acum să stric imaginea și să verbalizez cuvintele Cezar, sunt oribile, ei sunt luate la judecată. Am mai primit și comoții cerebrale în cap după ce am avut o nuntă la o prietenă Castel Mimi și a fost invitat noi doi, doar că el iarăși s-a schimbat, m-a spus bani pe masă, că să mă duc singur, atât timp spune că nu-i place după la nunt, nu-i place că trebuie pus bani pe masă, trebuie du-te. Sau dacă ne ducem împreună, pune și tu bani pe masă. Și mirea. Okay. Să-mi spunea ce ești tristă, mă rog, mă minte. După am fost invitat la zamă, unde l-am rugat, eu rog, hai mergi, că nu-i frumos să fiu singură, vreau să-mi place, că mă duc oriunde să mă duc cu bărbatul meu. Și, nu știu, cred că au fost niște momente de gelozie, pentru că erau priviri multe. Mireasa am spus că de ce n-ai fost la nuntă, că nu știm ca să o furie, că știi că e foarte întrebată și frumoasă soția ai. Și trebuie să luați exemplu apropo de la noi, așa a spus. El acum s-a urmărit și să înțeleagă despre cine eu vorbesc. Trebuie să luați exemplu de la noi, să faceți o nuntă și să mergeți înainte. Și fix în noapte aceea am primit comoție cerebrală. Pentru că s-a legat de cuvintele acestea că se interesează de mine sau că mă abordează frumos și s-a băgat la mine telefon, nu știu ce acolo. Mă repet că noi, la noi era o relație, ba ne împăcam, ba ne spărțam, ba ne separam, ba ne uneam, adică a fost așa un haos de instabilitate și nu știu ce a găsit, ce m-a întrebat doar cine mi-a dat follow și de ce eu dau follow. De ce tu dai follow la persoana aceasta? Urmărire pe Instagram, de ce tu urmărești la Instagram? Și a început să intre într-o panică și emoție și mi-a dat doi pumni în cap. Adică, că eu am rămas șocat de psom, copilul mașul meu dormea lângă mine și am dat două puncte în cap, e că așa s-a auzit. Vă dați seama? Și eu unica și am spus, nu mă sună nimerească în copilul meu. Și am început deja să el să-mi smugă telefonul, să duc cu telefonul, să ne-am abandonat telefonul. Eu lovit, era ora 5 dimineață, el a spus că da, ești cool, că ești cool, că vă mânica atât normal. Și el avea planul să bage la mine telefon și nu știu ce s-a înălzărit, că iată, așa au procedat. Stai, măi, stai, oleac, stai, nu, stați un pic, unde, e ca iar, nu înțeleg. Eu dat doi pumni și pe urmă, eu spus, hai bombonica, tu culc-te cu telefonul, să el ca și cum el a făcut asta în glumă, asta? Eu am luat telefon la fata mea, sunt pe numărul meu și el, ironic, răspundea, bine. Eu a doua zi mă simțeam foarte rău, aveam stări de greață, amițeală, am anulat 3 cliente, chiar una n-am reușit să anulez și am văzut palidă. Și am spus, uite, să te deservească colega mea, dacă știu, uite, e Corina, mă știe. Eu am chemat ambulanța, în ambulanță te întreabă acolo ce s-a întâmplat, eu am spus că am primit, am, posibil am comoție, că am descris stările mie și am zis că posibil aveți comoție și automat este solicitat și poliția. Dar eu am refuzat, am scris ce ați venit, am fost, am dat expertiză, deci dețin certificat, precum că am avut leziuni corporale în sfera capului. Eu deja acolo am stat vreo 3-4 ore, n-am mai rezistat până la urmă să trec că trebuia două aparate rentgen și ceva, încă ceva. Într-un final. După s-a agravat arestarea, eu am plecat. Nu știu la asta, nu înțeleg. După ce am plecat control medical, era seara, târziu la 11, el a liberat bonă, să chem bebelușul, conștientiza cu greșit și mă suna și spuneam de copilul tot bine, eu zic că mă simt rău, iată, trebuie de terminat toată treaba asta, că mă tem că să mă omori într-o zi. Am spus că îmi cer scuze, asta e gelozie și sunt foarte gelos pentru că te iubesc și sunt la tine și mă tem să nu te pierd și spune unde ești, mămânică, te rog, noi avem nevoie de mămică, vine, te rog, acasă, așa am spus. Continuat cu mult mai rău pentru că de ce este fost. Eu am spus că eu nu mai rezist, ești pleacă, eu îți promit că plec peste 2 săptămâni. Trece 2 săptămâni, zic, ce tu nu pleci amul? Eu îți promit, ce vrei să trăiesc la prieteni? Da, treci la prieteni. Și-a dus să trăi la prieteni. Da, aici chiar cred că deja ea, da, înțeleg, chiar voia să scape de el pentru că, da, nu, sigur nu e o atitudine sănătoasă, de departe a fi ceva sănătos din partea lui Patrick în situația asta, da, chiar cred, doar că nu ne era clar acolo. Prieteni și hainele erau, eu am avut obrazul și nu i-am aruncat hainele. Dacă trecea 2 zile, el venea să schimba și iar pleca. Mi-a spus că eu nu eram, când eram în serviciu, am spus că asta e irespect față de mine, așa că du-te la hotel. Și eu scriam mesaje că acum pleci, deja în isterie, eu sunam și deja în isterică, nu mai vreau să te văd o secundă, o cravată de-a ta să nu văd, un sacos, nu văd că zboară tot, zic gata. Eu îți promit că ea că trebuie să eliberez în apartament, vreau să fiu lângă copil, să mai mult la botanică, când anterior a fost mutat, vreau aici lângă voi și nu trebuie lângă noi, du-te oriunde, tot una, vii să ieși, du-te. Ce vrei să mă ușiți până atunci? Nu. Bine. Deci lui nu-i spere asta, cred că în capul lui aceste momente de agresiune au fost, băi, că erau la nervi, de fapt nu s așa. Și e ca și cum, dar deși mă alungă ei lângă copilul meu, pentru că da, măi, omule, ești un pericol pentru femeia asta. Mă întindea, el era distrus, vedea că era distrus, pentru că a văzut că eu înapoi nu dau niciodată. Eu nu agrez și nu suport violența fizică, verbală, nu fizică, în genere, nu suport asta. Nu suport și nici n-a stopit să rămân cu 5 copii, cu 10 copii, dar nu răbd eu așa ceva. Deci era o relație foarte toxică, unde erau foarte multe lacrimi, el venea și plângea, zice, ce o să facă fără voi, nu este sensul vieții. Eu promit că să găsesc apartament, zic, păi astăzi, și începe să mă cuprindă foarte strâns și plângea, zice, că îmi pare rău, că nu așa ne batem joc de relația asta și o iubire frumoasă am avut. Plângea în lacrimi, zic, Doamne, ce cu tine, ești, decide, ori tu ești bărbat.
cu familie, ori tu ești burlac și îți trăiești viața, deci gata, nu mai rezist, gata. Tu, eu tot am văzut, în șalare am văzut, minciuni am văzut. Bun, acum o să încep să dau mai pe la sfârșit, că de-am început să mă doară capul, de-aia să mai dăm așa un scroll. Eu am început să fiu foarte loială, eu rugam să duc să iei copilul la grădiniță, i-am permis de două ori să doarmă la dânsul, am permis multe chestii, mult timp să petreacă cu copilul, pentru că nu sunt pentru că copiii să aibă tată să petreacă în diferite situații, doar că Pietru a început să încalce normele în tot felul, deci în continuare mă înjura în mesaje, ceea ce am depus și plângeri pentru asta, a făcut foarte mare bullying, m-a numit în tot felul online, deci toate denigrările lui cele mai oribile, scârboase au fost în perioada când eu am devenit loială și i-am permis să vadă cu copilul să petreacă timp, deci ce nu este corect față de mine. Eu mă strădui să vin la preîntâmpinare cu calea amiabilă, dar el pe mine își bate joc și mă denigrează în public în continuare, ceea ce strânge bullying asupra mea. Toate conflictele acestea, probleme și neînțelegere, eu am decis să cumpăr din proprii bani, deci să menționez din proprii bani. Am cumpărat foi în Turcia să-mi duc 3 copii singură. Și la care îmi transmite lumea că uite ce vorbești despre tine, cum că tu ești cu bărbat și faci relația amoroasă cu copiii tăi, că nici că eu m-am dus să mă răsplătesc pentru această vacanță. Deci asta m-a determinat. Nu prea vorbesc în stories, ceea ce eu am preocupări mai serioase. Eu am început să vorbesc și lumea pur și simplu s-a activat așa de tare, a zis că mersi că ai ieșit, mi-am schimbat impresiile total despre tine. Și am înțeles acest... Da, ce-i drept, acest monolog mi-a schimbat și mie, oare, mi-a schimbat. Adică în continuare nu înghit faptul că după agresiune fizică, orice regulă a jocului e schimbată. Eu așa o văd. Până v-am spus, până la jumate le găseam scuză la ambii. Doi oameni din medii absolut diferite, care nu găsesc nicăieri un punct comun, care n-au treabă, care pur și simplu nu trebuie eu să aibă treabă, dar după violență fizică nu există, nu mai există nimic, nu există scuze. Nu există. Și acum înțeleg cumva poziția că ce face. Acum e tot într-un fel de răzbunare că ia mai du-te și tu în pit pala cu măsii și da. Acest curaj mi-a dat oamenii. Zice că noi te așteptam, noi te vrem să te vedem partea ta. Eu sunt sigur că tu ai ce spune. Noi deja nu credem în trânsul. Noi deja nu credem, el este un fățarnic și tot felul. Și deja au început să activeze și relațiile amoroase. Deci fetele, femeile, au început să-mi scrie mesaje la care eu făceam screen, dar ascund numele și familia, pentru că nu este corect din partea mea. Femeile acestea tot au fost prostite de el. Mi-a spus în detalii cum el pe mașina mea Range Rover culoare albă, fetele care sunt mai cătrit pe mașina mea, la spatele meu, să știi că asta e mea muncită pentru mine și copiii mei, la care el mă mințea, mă ducea la lucru și apoi se ducea și făcea relațiile amoroase pe mașina mea și mi-a distrus-o. Nu știu, dragă Sveta, nu-ți fă griji, nu-și făcea relațiile amoroase. Asta, da, sună, da, nu-și făcea el relații, nu crede că n-are el atâta. Și asta m-a determinat să ies aici, să mă expun, să fac o claritate, să ascultați partea mea. Da. Doar atât și eu vă rog frumos, nu mai scrieți de mine de rău, dacă aveți impresii rele de mine, lăsați-le acolo sau scrieți-le lui în privat. Nu mai trebuie, aveți un respect și o milă față de copii. Chiar dacă nu are interdicție și eu mă strădui să fiu receptivă la mesaje, doar rămâne după el să se informeze de copil dacă sunt pe bine și dacă are nevoie de ceva, ceea ce nu am. Deja mai mult de 4 luni, băiatul acesta nu oferă nimic decât primele 3.000 de lei care au fost postate anterior și acum 3.000 de lei, acum recent, deci 6.000 de lei per total în aproximativ jumătate de an, ceea ce am văzut de la el. Iar banii. Până ziua de azi, în diferent de situație, nici pe aproximativ nu și-o permis ceea ce s-o permis băiatul cu mine să procedeze. Deci noi, după separare, am rămas într-o relație foarte bună, chiar și la divorț, ne-am mers împreună, eram sărcinată, la care mi-a spus că de ce îți schimbi numele de familie? Pe tine nu ce-a cerut. Un bărbat cu timiditate își face femeia spia lui. El nu merită să iei familia lui. Nu merită să dai la copil familia lui. Lasă-l acolo în bulbăș. Eu m-am rămas șocată. Atunci eu aveam probleme și mă tam la dânsul. Zic, oh, wow, nu m-am așteptat că tu ai spui asta. Zic, plăcut, dar zic, merg înainte, că nu poți procedezi așa, trebuie să procedezi corect. Deci noi suntem separați cu primul soț, la care dețin doi copii minunați, Evelina și Vladimir, Bulbaș. Ei participă la creșterea copiilor, deci mămica lui tot, ce ține de necesarele pentru școală, pentru îmbrăcăminte. Bine, pentru mâncare eu sunt gurmă de scurt, dar dacă eu apelez că este nevoie de achitat acolo, niște cursuri de engleză sau încălțăminte, da, acești oameni mereu participă ce pentru necesarele aici? Pentru copii. Și... Peste câteva zile după ce am înregistrat monologul, Svetlana a solicitat să mai adauge ceva. Sunt nevoită să revin la monolog, pentru că s-a întâmplat pe data de 23 septembrie o situație neplăcută pe duminica mamă. Deci s-a întâmplat în felul următor. Eu n-am primit niciun mesaj, niciun apel. Pe duminica mamă, asta e vreo sărbătoare, scuzați-mă. Spune că tatăl biologic, Petru Hanganu, dorește să își vadă copilul, astfel venind la ora 8 dimineață, bătând în ușă, eu pregăteam copilul să-l duc la grădiniță, după el a propus, deja a deschis ușa și a zis că dăm voie să duc copilul la grădiniță. Eu am zis că când tu ai să-l aduci? La ora 9 seară. Zic, tu precis să-l duci la grădiniță? Da. Eu l-am preîntâmpinat. Să nu fie de genul șmecheriș, viclenii, cum el de obicei face. Deci am fost mințită. Astfel, copilul meu nu a ajuns la grădiniță, dar a ajuns în sat, în satul Sădâc, care este de 4 ore de la Chișinău. Acolo el a postat câteva videouri, storiesuri. Eu am aflat la oameni străini, absolut străini, mi-i spune că tu știi că copilul tău va fi botezat? Zic, cum adică? Asta este imposibil. Este imposibil pentru că noi trebuie să organizăm împreună. Pentru că aceasta este o valoare foarte importantă pentru mine, ca mamă, oare nu este un păcat
să fui copilul așa, de la mamă și pe la spatele ei, să te duci, să botezi copilul nevinovat, pe baza la ce? Pe baza la curvenie? Pe baza la viclenie, la minciuni, la răzbunare? Asta este normal? Că tu își provoci? Aha, și acum el avea mesajul ăla că lui i-a scris cineva că ea vrea să-l boteze. Măi, toi, iertați-mă că aici îi pun în aceeași oală. Nu știu, dacă, doar dacă dăm dreptate acelui mesaj, că și ea, dar mesajul și ăla, nu știu, să crezi în mesajul și ăla, să nu dai... Voi suferință încă o dată acestei mame? Eu am purtat copilul acesta, eu am avut grijă, eu l-am păzit, eu m-am chinuit să-l nasc, eu trebuie să fiu prezentă la botez. În toate relațiile de când a apărut copilul, noi am vorbit despre botezul copilului. Pe noi tare ne încurca certurile și plecările acestea lui și toată murdăria care el o făcea la spatele meu. Eu asta vedeam și simțeam, doar că eu am urmat și am păstrat să păstrez familia. Mai să duci copilul în satul sadâc ca să-l botezi? Adică mă corectez, păstrez familia și să facem lucrurile așa cum trebuie pentru copil. Pentru da, acțiunea asta lui Hangano a spus tot despre el. Da, acțiunea asta spune multe. Copil, să organizăm un botez frumos, după să facem și o cumetrie. Chiar dacă, bun, chiar dacă ai, să spunem că mesajul acela e real, măi, Patrick, și tu ai văzut mesajul acela real de la un om random, chiar să fie mesajul ăla real și faci tu în secunda 2, iei copilul și-l duci să-l botezi tu, ca să nu botezi ei înainte, nu discuți asta cu... Nu știu, măi, e foarte... Trie. Da, partul ca pe o jucărie, da, exact. Deja erau, erau și câteva perechi de cumătri care doreau să fie foarte mult la noi. Să asiste la acest botez. Deci, eu... Dorin Galben nu a pus muzică bisericească, măi, oameni buni. Să asiste la acest botez. Deci, eu nu pot să-mi găsesc explicat... Dorin Galben. Asta, cum asta e posibil și cum preotul a susținut... Oare el n-a dat întrebare, dar unde este mama? Unde este mama? Mai ales când eu am văzut pe videouri, pe story-uri cum el, am impresia că m-a dat necurat într-unsul, sincer. El așa spune că, ha, eu ce-s prost să duc copilul la grădiniță, vreau, duc, vreau, nu duc, eu fac ce vreau, asta ce-i jucărie, sincer. El zicea că el plăcește grădiniță, fac ce vreau. Eu nu l-am văzut 2 săptămâni, păi tu nici nu te-ai interesat 2 săptămâni, trebuie să scrii, să suni, să faci grijă, măcar cumva. Cum se simte copilul? N-am primit niciun mesaj aici, îți vine pe nepres de veste, îți ia copilul, îți organizează botez, dispare. Și încă bat jocuri în toată lumea, el să râde că asta e un circ sau cum, eu nu înțeleg. Tu poți să amăgești pe oricine, dar nu religia. Asta e cel mai penibil, cel mai oribil, asta e un păcat foarte mare. Dumnezeu așa de tare să te lovească, că tu să aduci aminte. Tu să înțelegi de ce te-a lovit, să ții minte. Ziua aceasta de 23, unde tu pur și simplu, pe mama la copil, ai luat-o și ai îngropat-o. Eu am aflat de la străin că tot ce s-a petrecut botezul, eu l-am sunat. Și l-am întrebat ce se întâmplă, unde este. Mi-a spus că cu mine copilul. Zic, tu ce ai botezat copilul? Da. Și în mod sarcastic, în mod... Și am început să plâng, iată cum să strig, să spun, tu știi că e important pentru mine, tu știi că de multe ori îți spuneam, trebuie să ne organizăm. Și tu îmi spune, lasă tu nii vorbele astea, băbești. Lasă, că nu mai cred eu nici în cumătrie, nici anunț, nici botez, lasă tu babschii variante. Așa tu ne spune, și tu am mai răpit copilul și te-ai dus la botezat la spatele meu? Ce vrei tu să demonstrezi prin asta? Tu ești persoana aceea care critici toată lumea, că pentru ce fac nunțele astea, că e o grămadă de mâncare. Ia că sunt niște porci, sunt niște bețivani, mă cheamă să... Aici de acum îl atac ca să-i mei scadă din invitațiile la nuntă. Dar măi, te duci, că el acolo spune că vrei să-i schimbi nume, ca și cum în mesajul acela lui Patrick... Era ca și cum că ea vrea să-l boteze cu alt nume decât Hangano. Și atunci Patrick Hangano s-a dus să-l boteze cu Patrick Hangano. Fai șamar, doamne! Când stau și mănânc acolo în tăthalul, tu pe toți îi judici, pe toți îi critici. Cum tu poți să ai obrazul? Tu trebuie să respecti valorile familiei, pentru că tu cânti pentru familiile acestea. Tu prin prisma exemplului tău trebuie să arăți asta. Dar nu prin prisma curvenie și a viclenie și a răzbunie. Nu-i nicio problemă. O sumedenie de alți interpreți îi doare fix la bască de mirii din fața lor, de nașii din fața lor. Deci nu vă faceți griji, nu-i problemă. Asta e culme deja. Este un moment că eu am fost implicată în financiar în toate cheltuielile. Astfel am fost așa o situație foarte ciudată. Eu după naștere, adică n-am reușit să-mi revin după câteva luni, deci a fost iarna aproximativ. El mi-a zis că uite, hai să alegem mobil la părinți, că acolo construiești casă și noi ne-am dus la mall-ul de mobilă. Eu așa zic, da, des ajut, cu mamica vorbeam, zic, uite, vă trebuie și în Andrei undul la pe ori și aici o canapea și niște scaune, adică eu eram implicată. Ca să ajungem la chitare și Pietru, Pechea, zice, uite, eu am cash, dar uite că am ales și dulap și nu ne ajunge, haide să luăm mai bine credit, haide pe numele tău, plătim istoria bună și tu ai venit mai mare și tu ai afacere. Și adică suma aceasta mare se va elibera fără probleme. Dar și acești bani cash care eu i-am, noi străim cumva din trânsă, că iarnă și nu m-a gulit. Dar după eu am achitat mobila care dorm bine părinții în sat acolo. Și mobila și dulapurile și scaunele și canapea și alte chestii. Și care eu achitam creditul pe numele meu 16.000 sau 18.000 de lei aproximativ pe lună. Eu după naștere de-abia revenisem, eu de-abia
m-am încadrat în serviciu, mă străduiam să fac față la toate cheltuielile și creditul acesta, când eu mai am doi copii care trebuie să întrețin, asta a fost totul, culmea, sincer. Când eu apelam și spuneam, uite, a venit timpul, trebuie de achitat, cum te uiți să facem achitare, pentru că dăunează la istoria creditară. Păi, achită bunica. Ești achită pentru că iau, te vin facturile bune, mâncarea, gazda, ce-ți spune, eu am încă toate amele personale, trebuie să-mi cumpăr nici costume, trebuie să achit și eu. Cum ți-ți pare? Iau, ce bani ești, că te-ai pe mobil, eu iată. Întrețin familia. Mămbonica. Și cum fiu asta, cum spunești, sincer, eu nu pot să înțeleg ce obraz tu să ai. Acum ei stau cu mobila bine mersi în sat, de munca mea, și eu acum sunt criticată, judecată, că eu sunt... Ce? Eu un pic nu înțeleg, asta e o manieră de Alfons, alt cuvinte nu am. Dar când ești în situația aceasta, tu nu-ți dai seama. Doar când ești din relația aceasta toxică, atunci îți dai seama ce a fost de fapt. Și mai este un moment, și cu asta închei, eu mult am spus, dar aici succint. 25 de ani al lui domnul Petru. Încă o chestie care mă face să o cred. Nu mai vii a doua oară să mai adaugi ceva, dacă tu pentru tine era o chestie în care doar așa minșunești. Tu nu mai vii a doua oară, știi? E o chestie așa... așa. Și cu asta închei, eu mult am spus, dar aici succint. 25 de ani al lui domnul Petru. Eu eram sarcinată aproximativ 7-8 luni, deci a fost într-un restaurant organizat, a fost foarte mulți oaspeți, unde el la toți oaspeți absolut a zis așa, uitați, dacă faceți poză video, uitați, Svetlana sunt în cadru. Eu, femeie sarcinată, știi și de mult am plâns? Nu, asta a fost strașnic. Toți oaspeții stau foarte strani la dânsul. Eu am pregătit un cadou foarte scump. Eu am avut aur, mă rog, când ești mic mai pierzi un cercel, mai rupi lănșor, deci eu am adunat aurul alb și m-am dus și l-am topit și am făcut un inel frumos mare, cu două ghiteri și înăuntru am scris că my love, cu o piatră violetă, deci aproximativ 25 de grame. Eu văzând situația asta, zic, m-am organizat bine, depășesc. Eu deja, eu vedeam, eu nu eram o barbă, sincer, vedeam ce se întâmplă. Care l-am zis că, uite, hai la balcon să vreau ceva să vorbim. Și am scos și l-am felicitat cu acest inel. El a fost impresionat, el de fapt știa că eu organizez, el știa că eu știu că el are o dorință mare în viața aceasta, un inel mare, frumos de aur, închitări desenate. Și eu cumva am vrut să-i fac plăcut pentru că eu consideram că... Este Patrick Hangan, inel cu... A soțul meu. Și el era impresionat, toți oaspeți au rămas șocați de așa cadou scump, din partea mea ca o femeie, ca o mamă și fiind însărcinată, și adică eu am mâncat pentru banii ăștia. La care el încă face o glumă. Păi, Monica, dar eu vreau să mă cer în căsătorie. Vă dați seama? Eu zic, ce? Tu sincer să o glumești? Nu, dar eu mereu am avut destul să mă cer în căsătorie. Dar de ce să fac eu banal că eu să cer în căsătorie? Mi-e place că fi bine. Eu rămas șocată. Cred. Chiar și această glumă spusă la modul și momentul nepotrivit e... nu e o glumă. Tot ce spun eu nu inventez absolut nimic. Sunt martori foarte mulți, sincer. Acești prieteni deja nu mai comunică cu el. Dar știți de ce? Nimeni n-ar vrea să fie în locul meu. Și niciun bărbat nu respectă ceea ce facea el la spatele meu. Și el încă făcea laude, sarcasme și batjocură. Nu, eu n-am meritat așa atitudine. Eu sunt mamă la trei copii. Am venit aici doar să spun, să povestesc, pur adevăr. Deja rămâne după voi ce concluzie voi faceți. Da. Și mă lăs în voia domnului. Vă mulțumesc. Eu de un lucru mă bucur. Am scăpat de tot coșmarul acesta. Am venit aici și mă bucur că am depășit bariera aceasta, pentru că eu nu îmi imaginam cum să vin la un monolog să povestesc. Asta este prima dată în viața mea când eu am acceptat un monolog și eu m-am eliberat și eu vreau să susțin femeile, mamele. Fiți puternice. Nimeni absolut nu trebuie să-și bată joc de noi. Vă pup și vă iubesc. Iar la finalul acestui monolog voi veni cu același îndemn. În ciuda oricăror provocări ale vieții, în ciuda tuturor neînțelegerilor, încercați în orice situație să fiți oameni mai buni. Întrerupeți o relație pe o notă pașnică. Renunțați la ură și răzbunare, căci sentimentele negre aduc doar negativitate. Concluzia în legătură cu aceste două istorii vă faceți singuri. Ați ascultat ambele părți cu destul de multe detalii. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre istoria pe care ați auzit-o astăzi. Și nu vă costă absolut nimic să apreciați și să distribuiți acest monolog, pentru că doar așa eu înțeleg că vă place munca mea. Vă mulțumesc. Da. Ne place munca. Da. Da, Dorin, da, nicio problemă. Da, măi, ce să zic? Nu există scuză la violență, nu există scuze, nu există explicații la asta. Restul, că nu se înțeleg, că pune și tu jumate, pun și eu jumate, nu știu, nu mă pot băga pentru că ca în unele cazuri ne se pare că ceva nu se spune până la urmă. Dar da, cu siguranță am văzut-o altfel pe Svetlana, într-adevăr. Deci da. Da, eu credeam că o să fiu nu prea o să fiu de partea Svetlanei. Că și vorbeam cu domnița Ana, că mi-ați spus la început, și domnița Ana că o susține într-un fel sau ce mi-ați scris voi acolo, că e de partea Svetlanei, și eu mă așteptam că nu o să fiu de partea Svetlanei, pentru că nu sunt de partea femeilor doar așa de a fi de dragul părții feminine, ca și cum feminism. Eu nu sunt ăsta. Dar în cazul de față, da, și-o spus că mai... Na, unii lucruri care ne s-au părut alogice și să bat cap în cap, vi le-am spus, dar per general, și având în vedere faptul că poți să faci unei femei așa sau să tragi de ușa mașinii, nu mai există discuții după asta. Deci după asta, orice spui tu, Patrick, după ce ai tras de ușă, nu ne mai interesează nimic. Nu mai există scuze la nimic mai departe. Bun, băi, hai că 4 ceasuri, da, am stat super. Hai să ne culcăm, hai să dormim. Hai!
Pa, pa! Omii om de omenie și cu suflet și cu pace și cu dragoste de oameni și cu ta-ra-ta-ta, măsă.